Bă, v-ați auzit că poliția uh, o să te trimită la psiholog să vadă dacă ești nebun, dacă faci scandal în trafic? Da, mi se pare ok chestia asta. Da, votez și eu, da. E ok. Dacă faci scandal da, în da, cum trafic. Dar cum să facă? Deci cum o să facă poliția să se dea seama că ești nebun și te trimite la psiholog? E greu de. Nu, nu pot să-mi imaginez că. Este loc de abuz, dacă la asta te gândești. <laughs> da, dar ca măsură, mie mi se pare foarte normal. Pentru că ce se întâmplă în trafic în România este beyond orice. Care Cauza în oraș este că este mult prea aglomerat și atunci se creează niște stări de nervozitate foarte mari. Cauza consumului de droguri este că avem distribuitori de droguri, nu că avem consumatori. Ah, cauza alcoolului și așa mai departe. Deci la fiecare avem câte o cauză. Și ar trebui să se preocupe, deci dacă vorbim despre mersul în oraș până la urmă, hai să ne preocupăm de lucruri pe care chiar le putem schimba oarecum mai pragmatic, să spunem așa. Mm. Adică eu nu cred că asta, nu știu cine a venit cu prevederea asta. Nu ajută cu nimic. Nu ajută cu nimic, pur și simplu așa, ne pierdem puțin timpul și s-ar putea să fim atenți. Și să ai abuzuri. O, să și îmi exact. place da. că se pune problema întotdeauna că șoferii sunt de vină. Eu am auzit de foarte multe ori șoferii români sunt mai needucați, mai proști, mai indisciplinați. Nu văd lucrul ăsta. Deci statistica nu-mi arată lucrul ăsta. Statistica cu alte state europene nu arată că România ar avea mai multe accidente, ca am fi mai necivilizați. Primul drept, dreptul la viață, nu este condiționat de nimic. Dreptul la viață e dreptul la viață, punct. Păi da, dar nu vum, am vum, dreptul vum nu la viață. Se vede. Iar dreptul de a avea <coughs> o, ma o mașină, un autoturism, nu este un drept fundamental. El vine cu niște obligații. Dacă vrei să conduci o mașină trebuie să respecti regulile de circulație, să ai permis de conducere, să respecti normele de poluare. Nu vine pur și simplu așa, au avut de foarte multe ori. Păi și de ce nu am voie eu să merg cu o mașină care pă, ia foc pe stradă? Pentru păi că nu ai voie, trebuie să respecti niște norme. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC. Informații gratis despre lucruri care costă, împreună cu doi invitați pe care mi-i doream de foarte multă vreme și am zis să facem doi în 1. Deci să facem câte un interviu cu fiecare, mai bine facem împreună, pentru că voi nu prea v-ați văzut așa mult, și sper să apară măcar un pic de tensiune, că prea e pe prietenie, pe aici poate facem un pic de entertainment. N-am văzut. Okay. Să vă fac un pic introducerile. Pentru cei care uh, deschideți internetul dinainte să existe social media, uh, înainte, cred că înainte să se inventeze tiparnița, exista Robert Adam care făcea review-uri la mașini în, episo în episoade, că nu le a YouTube să încarce mai mult de o oră. Un sfert, 15, 15 minute. 15 minute. Deci pe vremea când mai făceam și eu teste auto, cele mai lungi teste auto de pe internet le făcea Robert Adam. Cred că erai la competiție, de fapt nu aveai competiție la nivel internațional Eram la competiție în România, nu m-am comparat Dar pe, pe lungime, cu, cu pe lungime nu aveam competiție cu nimeni, da. Deci cel mai, cele mai lungi review-uri din lume, din lume. Deci nu era... erau cele mai bune, erau cele mai lungi. Hai, că erau și bune la asta, dar trebuie să plecăm de la un superlativ. Iar Ciprian Cherciu uh, a fost uh, și la Curiosity Summit, că e aici pe cub, jos. Da, da, foarte frumos. Și a vorbit uh, despre mașini electrice, pentru că am vrut să aduc un om care are nu doar pasiune, are și know-how, toată ziua își bate capul, este la curent cu ce se întâmplă și este și un pic de activist, așa. Nu știu cum ai atât de, atât de mult timp liber, sunt curios cu, cu ce te ocupi, din, din ce trăiești ca să poți face toate lucrurile astea. Dar aici avem un Petrol head, proaspăt, foarte proaspăt convertit. Sunt curios dacă mai este petrolhead sau dacă, dacă își schimbă ștampila. Și aici avem un electrohead. Da, hai să spunem electrohead, da. Și împreună astăzi o să avem o discuție despre mașini. Și o să, întreb, o să încep direct cu întrebarea. Bă, v-ați auzit că poliția o să te trimită la psiholog să vadă dacă ești nebun, dacă faci scandal în trafic? Da, mi se pare ok chestia asta. Da, votez și eu, da, e ok. Dacă faci de da, în trafic. Dar cum o să facă? Deci cum o să facă polițistul să-și dea seama că ești nebun și te trimite la psiholog? E greu de... Nu, nu pot să-mi imaginez. Că... Este loc de abuz, dacă la asta te gândești. <laughs> da? Dar ca măsură mie mi se pare foarte normal. Pentru că ce se întâmplă în trafic în România este beyond orice. Nu am văzut nicăieri așa ceva și am mers totuși prin lume cu mașină. Nu mai așa rău cum era odată. E mai rău. Unde? Oriunde, și în București și în general. Uită-te la numărul de accidente, care okay. este încă cel mai mare okay. din toată Europa și oamenii în trafic, îi vezi la semafor oriunde, este această agresivitate care e și o lipsă de educație, adică nesimțire, practic ăsta e cuvântul. Dar întrebarea a... e dacă e boală psihică. Uite, o să spun ceva care nu știu dacă o să placă multora. De Eu am, am avut aici. niște contacte cu, să zicem, medici mari Așa. în domeniul ăsta, care la întrebările mele despre psihiatrie, eu întrebam, domnule, dar cum recunoști un om care este bolnav psihic? Oamenii mi-au spus, Robert, dar tu crezi că nu ești bolnav psihic? Și am spus, cred că nu. Ba da. M a spus să știi că da. toată lumea are o formă de afecțiune psihică, însă diferența până la a fi bolnav psihic o face până la urmă în nivelul. Adică există o scală. În momentul da. în care depășești acea scală, intri la spital de psihiatrie, da? Dacă nu depășești acea scală, care nu spital? înseamnă că... La mai, oricare, mai nu știu, la Obregea, să zicem, sau mai sunt, Bălăceanca, Mărcuța, nu știu că erau mai multe, Băd erau cunoscute. Știe, de a, a, a de a, <laughs> te adică de ești foarte putin. informat da, în da. Da. pentru podcastul ăsta. Și Deci, practic, omul a spus așa, fiecare om, și eu, medicul care vorbesc, am o formă de afecțiune psihică. Da, mă, da, toți avem un pic. Se spun avem... agresivitate în trafic, pentru nu, că nu, agresivitatea nu, 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 poate de... fi ușor identificată. Okay. Adică mișcări bruște, rage, supărare, cum i-am spune în română, și șicanări în trafic. Am avut foarte multe situații și unele chiar înregistrate, filmate și așa Bine mai departe. Înțeles. Și pentru alea, da, poți să să-ți pui o întrebare dacă omul ăsta e normal, dar stai și te întreb care e gradul de nervozitate. Gradul de nervozitate în trafic e mare, în special în București. Și asta pentru că ajungem să petrecem <coughs> foarte mult timp în mașină. Adică dacă vrei să pleci din nord în sudul Bucureștiului și nu ți-ai ales ora corespunzător, poți să faci cam între o oră și o oră și jumătate. Eu nu cred că nu ți-ai ales bine trimestrul școlar, că uite săptămâna asta e vacanță și ai văzut că ai ajuns la am timp. Ajuns, am ajuns la timp chiar mult mai devreme decât trebuia, dar dacă pleci din Otopeni, din Corbeanca până la până în Vitan, o să-ți iau o oră și jumătate, e mai ai. ușor să te duci la Buzău, nu la Buzău, la Râmnicu Sărat. Ajungi mai ușor la Râmnicu Sărat decât ajungi în anumite... Sau ajungi cu avionul la Viena, Habana. Exact. Deci da. e și un soi de agresivitate în trafic, dar e o justificare. Iar accidentele, accidentele rutiere, eu m-am uitat pe niște date și nu cred că sunt corect raportate. În Germania ai... Ai niște statistici care spun câte accidente rutiere se întâmplă în funcție de tipul de drum pe care mergi. Adică, pe drumurile naționale în Germania, ai de 8 ori mai multe accidente decât pe autostrăzi. Asta este statistică. Pentru că ai viraje. Pentru că ai viraje, pentru că ai tot felul de situații neprevăzute. Da. Drumuri naționale înseamnă animale, oameni, pietoni și așa mai departe. Iar... În România se spune că avem accidente rutiere de 5-6 ori mai mari decât în Germania, dacă o comparăm. Dar haideți să facem un exercițiu, să reducem România la Moldova, zona Moldovei, de la București până la Iași. Păi pe zona da. asta noi nu avem autostradă, nu? Da. Prin urmare, absolut rezonabil, aici ar trebui să întâmple de cel puțin 6 ori mai multe accidente decât să întâmplă într-o țară care are autostrăzi. Și se întâmplă. Și se întâmplă, exact. Deci cine ai ul a spus la un moment dat că infrastructura este vinovată de 0,2% din numărul e, de accidente. dar vorbim de agresivitate care, da, pleacă și de la infrastructură, dar noi, ca popor, suntem un popor destul de stresat. Și avem motive. Avem. A, însă întrebarea este, că mă întorc, C -c 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 cum vor face polițiștii să-și dea seama că ai o problemă la căpuț să te imite la psiholog? Pentru că doar psihologul poate să, trebuie să notifice poliția sau psihiatru, cred că va fi de psihiatru, că i-au zis, am văzut psiholog în știrea pe care am citit-o eu, să anunțe poliția că ar trebui să suspende permisul. Sunt sigur că nu există procedură pentru asta. Nu există, îți garantez Și că nu, nu, există. nu știu dacă a existat vreun psihiatru în istoria României care să sune, alo, poliția română, Vasile Popescu pe care l-am, eu aici așa, luați-i permisul că să Nu, e nu există așa ceva. Deci eu îți garantez asta, eu știu, am certit. Despre să vorbim. Adică știm clar că avem oameni cu probleme psihice. Și adică că... sunt oameni care părăsesc spitalul de psihiatrie cu diagnostic și cu recomandare, le scrie pe da. fișa de ieșire. Nu se recomandă conducerea de autovehicule, dar nu se merge mai departe prin nu a se, se trimite. Recomandă, nu se interzice. Apare, nu se interzice. Nu se da? apare nevoia asta? Adică, ok, înțeleg că nu trebuie să avem oameni cu probleme, tu te dar... Tu te-ai te uitat pe dar... te geam? <laughs> nu, adică de unde vine? Care e obiectivul? Reducerea de accidente, nu? Ne așa credem, că noi credem că așa o rezolvăm. Nu, eu, masă... aș -zi -zi? George, eu aș începe cu altceva, iartă-mă, un pic. Eu aș întreba dacă nu era mai bine, înainte să facem treaba asta cu psihiatria la volan, nu era mai bine să avem educație rutieră în școli? Că noi nu avem educație rutieră în școli. Nu avem curs de prim-ajutor în școli. Nu avem enorm de multe lucruri în școli. Nu avem educație financiară în școli la nivelul la care trebuie să o avem, da. dar într-o lume atât de motorizată cum este lumea în care trăim acum, să nu ai educație rutieră în școală măcar primele patru clase mie mi se pare adevărata crimă. Și cred că ar trebui Așa este. internați la psihiatrie cei care nu fac treaba asta. Deci care nu înțeleg. Nu poți să lași pe mâna unui părinte educația rutieră pentru că acel părinte nu are o Uh, cum să spun, uh, nu știe ce să-l învețe pe copil. Eu poate știu, tu poate știi. Mă, nu neapărat. Eu, eu am văzut... Dar dimineața. poate nu știm, poate eu... nu știm să predăm acest lucru copilului. Deci eu am da. văzut un tată, foarte șmecher azi dimineață, l-am îmbrăcat pe fisul în Spider-Man, că vine halloween a ieșit în stradă, chiar era trafic, și l-am învățat să traverseze. Și la mic, bum, a plecat din... Bă, vine apoi, mă! s-a luat, 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 de el, știi? Acum, stai aici, fii atent, uiți în stânga, uiți în dreapta. Ala mi se uita așa la el, i-a repetat de câte ori, a doua oară ce că, că a făcut? Tot dungă! Adică, da, trebuie să-ți bați un pic capul copilul ăla să învețe prima oară că el trebuie să uite în stânga și în dreapta, că el se uite înainte, el se, se uite unde vrea să se ducă. Dacă să închidem asta cu boala psihică, ce ziceai tu aia cu psihiatru, de, de intensitate. Este o chestie legată de frecvență și intensitate. Cât de des face episoade și cât de intense sunt. Că da, toți avem un pic de tulburare, să zicem așa tot. Păi tâta. ca amuzament, ca să iau exemplul lui dacă faci 4 ore jumate în trafic poți să dezvolți o boală psihică într-o zi. Adică nu da. nu cred că trebuie să o dezvolți în timp. Vreau cred că azi, e suficient da, așa. să stai în trafic două ore dimineața, 2 ore da. jumate când pleci și poți săptămână, două, încep deja să te gândești pe care îl omori primul sau ce faci. Asta, și asta în condițiile în care te poți întâlni fără probleme în trafic cu, pe, deci din statisticile pe care le-am văzut, cel mai probabil în fiecare zi te întâlnești cu cel puțin doi șoferi beți în jurul tău și, nu și drogați, și, și, și încă patru, drogați drogați. <coughs> probabil. Sau mai mult, dacă. Mai, mai hai, mult. Acum e raportul mai mare pentru cei cu droguri la volan. Deci, da, te poți întâlni, dar nu este. Încă o dată, nu, nu, mă, uit la, nu mă uit la efecte, mă uit la cauză. 100% la cauză. Revenim la în îndată ce îți spun despre sponsorul nostru, Darcom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio. Adică, nu avem niciodată. Pene de curent, panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, Alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darcom Energy și recomandăm. Care e cauza? Cauza în oraș este că este mult prea aglomerat și atunci se creează niște stări de nervozitate foarte mari. Cauza consumului de droguri este că avem distribuitori de droguri, nu că avem consumatori. Ah, stai, cauza alcoolului și așa mai departe. Deci la fiecare avem câte o cauză. Și ar trebui să se preocupe, deci dacă vorbim despre mersul în oraș până la urmă. Hai să ne preocupăm de lucruri pe care chiar le putem schimba oarecum mai pragmatic, să spunem așa. Mm. Adică eu nu cred că asta nu știu cine a venit cu prevederea asta. Nu ajută cu nimic. Nu ajută cu nimic, pur și simplu așa, ne pierdem puțin timp și s-ar putea să fim atenți și să ai abuzuri, poți să ai abuzuri. Și îmi exact. place da. că se pune problema întotdeauna că șoferii sunt de vină. Eu am auzit de foarte multe ori, șoferii români sunt mai needucați, mai proști, mai indisciplinați. Nu văd lucrul ăsta, deci statistica nu mi arată lucrul ăsta. Statistica cu alte state europene nu arată că România ar avea mai multe accidente ca am fi mai necivilizați. De exemplu, luați statistica de autostradă, da? Da. tot în Germania, da, că ei strâng foarte multe date și publică date sta, analize relevante, da. arată numărul de accidente pe un miliard de kilometri parcurși pe autostradă. România nu e în top. Italia, Belgia, Germania, sunt întâmplă mai multe accidente mai, decât în România. Mai au o discuție deci și în, în Turcia. Vădă, nu știu dacă o știi, că în Turcia, care are infrastructură trebuie da. să spun că am fost în Turcia toți și știm ce infrastructură are Turcia și da. numărul de accidente este foarte mare și în general accidente care se întâmplă în locuri în care nu te aștepți, pe autostradă, vezi mașini răsturnate vezi tot felul de chestii și asta ce face? Spune cumva, confirmă ce spui tu că are legătură și cu nivelul de educație și de civilizație al șoferului, dar și de pregătire. Pentru că în Turcia, din ce yeah. văd eu, se pare că șoferii nu sunt atât de pregătiți pentru situațiile astea, deci nu e legat direct de infrastructură. Dar în România suntem legați direct de infrastructură, pentru că una e să ai autostrăzi, cum spuneai, și alta e să mergi noaptea pe drumuri neiluminate și în cred care sare mistrețul. Nu, și mă, nu, eu cred că, vine, cred că vine pregătiți. de la cuvântul ăla, cred că de la el am luat la cu de la, la Subuchie, mă, acolo, acolo Șoferii ușor. români sunt pregătiți. Deci, eu vă spun, am văzut atâtea Am parcurs A, da, peste da, un da, milion da, de da, kilometri da, prin România și parcurg între 50 și 70.000 de kilometri de pe an. Cam ăsta e ăsta numărul de kilometri. Am văzut situații în care șoferii români au compensat lipsa de infrastructură. Mergi pur și simplu la un moment dat pe un drum noaptea și îți dispare marcajul. Îți dispare marcajul pur și simplu descurci. sau te, tre te descurci sau te trezești cu un, nu mai știu ce situație din asta extraordinară care ține 100% de infrastructură. Deci e foarte confortabil să dai vina pe șoferi pentru da. că sunt o noțiune abstractă. Șoferii români sunt nepregătiți. Care? general așa vorbim. Da. Păi hai să punem mâna pe Acum, să... dacă este să ne uităm la implementare, nu o să se implementeze unul la mână, la fel cum da. nu, nu, prea văd acele echipaje mixte care ar trebui să scoată mașinile care au, nu știu, scot în spate, așa știi, fac... Uite, asta îmi place. Call running. Asta îmi place ce spui. Uite, asta e ușor de verificat. Pentru că singurul mod în care polițiștii pot să i oprească taloane pentru mașini care scot fum negru pe tobă este să aibă neapărat echipaj împreună cu cineva de la rar. Poți să dau o soluție? Că e simplu. Știu, echipaje de poliție cu psihiatri. <laughs> Am putea să avem echipaje de poliție care să aibă un aparat uh, simplu, care nu poate să-ți facă o analiză foarte complexă a noxelor pe care le scoți pe toba de eșapament, dar poate să-ți facă o verificare sumară, da? exact ca la alcool test. Deci la alcool test, când te oprește polițistul, poate să dea eroare. Da. Drag testul, alcool testul, și atunci ai spitalul care te salvează, da? Și mergi la spital și îți faci analize și atunci nu se mai, nu mai discută nimeni. Așa? Ce-ar fi să avem pentru partea asta de poluare, filtre, DPF, off și așa mai departe, un aparat modest pe care îl are polițistul și poate să-ți verifice în trafic noxele. Ok, vedem că. valori asta, te trimitem la rar. Te trimitem la rar. Da, dar fac. uite, Foarte eu vreau, ce să place asta, vreau să dau niște lucruri din realitate. Eu am făcut pe ul la mașina mea care are 2 ani jumate. Ce mașină Poți să zici? Păi dacă îmi dai voie. Da, bagă. sus de Max. A, pizza, așa, da? aia. deci o mașină nouă. A, a, al al, al a de mașină? Al treilea. Al treilea. Deci omul e... Și da. când am fost, am sunat la ITP să mă programez și omul mi-a spus, domnule, dacă veniți mâine, pot să faci Dacă veniți luni, nu pot să vă ajut. Pentru că ne-au introdus niște norme noi și nu putem să mai facem uh, ITP-ul la mașinile mai noi de 2000 nu mai rețin 18 ce, sau ceva de genul ăsta. Și eu am zis, nu se poate, de ce? Nu știam ce să-mi spun, Am zis, domnule, avem aparatele comandate, dar până durează, până implementăm, deci dacă veniți mâine o rezolvăm. Ce vreau să spun este, tu ai făcut pe la Tesla, ați făcut pe la Tesla? Până nu. acum? Da, am făcut eu la aia dinainte. Am făcut la Chia, Pune exact în pariu da. acum dacă dăm telefon că 19 din 20 de stații TP nu, nu, au capabilitatea să facă pe la Tesla? Am, am, am la ca să-l fac. Deci, ce vreau să spun eu? Nu. Da, așa este. Sunt foarte mulți. Mie, adică, cunosc oameni, am oameni cu care au copilării și au stații ITP. Și mi-au spus, noi nu avem capabilitatea să facem ITP la Tesla, în momentul de față. Nu avem software, nu avem. Nu Bine, știu acum nimic. A, între timp, probabil au descoperit unde, să, uh, și -au găsit unde este seria mă, de șasiu. Ok. Și că la început i-a scos să caută o serie de plecasem șasiu. Plecasem de la poliție și cu psihiatria, da? Pe lângă asta, care e o prostie, mai avem o prostie. Acum când vrei să vinzi o mașină, s-a introdus din nou, trebuie să iei de la rar o hârtie. Stilul românesc. Trebuie să iei o hârtie în care rarul îți certifică numărul de kilometri pe care are mașina. Și eu întreb, fiind petrolhead și electrohead și uh, vibrații head și orice, noi avem deja acea hârtie. Eu am acea hârtie mașină, pot să mă duc acum să o iau în fiecare an când faci ITP-ul, la mașină ți se dă o hârtie, acel ITP internațional sau cum se numește el, care e valabil și afară, când părăsești țara, ai o hârtie, una A4. Unde scrie? Ai făcut ITP-ul, certifică rarul okay, că voi. ai kilometrii aia, deci tu îi ai kilometrii certificați. Nu poți să spui că dacă anul ăsta ai avut 33.000 de kilometri, anul următor ai 25, că nu se poate, da? Pentru ce era nevoie de hârtia asta? Ce reprezintă hârtia asta? Un drum făcut la rar. Pentru că nu cred că se poate emite online Mamă, dar Chestia asta cu kilometri încă mai e o miză? Pentru că pe vremea când făceam noi uh, teste, așa, eram noi pe competiție, cel mai arzător subiect erau kilometrii dați înapoi. A, încă e și azi, aceeași problemă? Da. Și ce e mai amuzant este că Raro are o aplicație da. care concurează cu da. faimoasele aplicații, astea unde plătești și da. ți se dă un raport de kilometri și ce a făcut mașina. Și atunci întreb, dacă Raro are această posibilitate gratuită? De a intra și a interoga mașina respectivă câți kilometri are ce rost are hârtie? Păi, rarul te vede doar la, la ITP. caserie. Da, la caserie te vede la ITP, și restul te mai văd dacă treci pe la revizii. Că îți vând datele reprezentanțele, nu? Începuse Ciprian să spună cu fumul da. și cu astea, da? Păi, noi putem să scoatem fumul de pe străzi, fără probleme, dar Cum? nu vrem cum îl vrem. Capabilitate tehnică eu cred că există. Uh, haideți să vă spun o poveste deci, scurtă. E, e, sunt mașinile alea de la RAR, zic da. foarte scurt, că știu că pe vremea când făceam încă, eu eram corespondent pe transporturi, am văzut mașinile alea. Sunt niște ingineri foarte competenți la RAR, există niște mașinuțe pe care scrie CTT, control tehnic în trafic, vine și-ți bagă joja și spune dacă uh, scoți prea mult. Din ce am văzut uh, tocmai ce am citit știrea, 42% din mașinile oprite în trafic de aceste echipaje comune, da. Descoperă mașini cu emisii de, uh, peste, peste norma legală. Acum, ei nu opresc mașini bune. Ei, în general, vânează mașinile care sunt cu probleme. De-aia sunt 42% Dar cu toate astea, eu nu bag mâna în foc că, în realitate, cif uh, procentul celor care au ITP-ul pe Nașpa și că emit foarte mult ar fi chiar așa de mic. Eu cred că se, se duce spre e un 40%. Procent, e un procent foarte mare. Eu am sunat la RAR la Departamentul de relații cu Presa am vrut să fac un material video pe subiectul ăsta și am spus, uite, eu fac un test simplist. Plec din Otopeni până în sudul Bucureștiului și înapoi și mă întâlnesc cu cel puțin în trafic 10 mașini la dus, 10 mașini la întors, care evident nu respectă normele, emisiile, uh, clar, să vede. Da. Zici că iau foc. Ce da, într-adevăr, așa se întâmplă. Păi zic, și voi nu vedeți același lucru pe care îl văd și eu? Ba da, și câte acțiuni din astea de verificare a noxelor aveți? Păi am avut luna asta două acțiuni, nu știu câte echipaje, sunt vreo trei echipaje. Ideea este că astea sunt niște acțiuni, o picătură într-un ocean e mult. Bineînțeles. Și în plus, ei semnalizează locurile alea unde opresc cu poliția de zici că e eveniment. Adică toată lumea știe că e acum. Am zis, mai aveți puțin și puneți stegulețe. Adică, e un vacarm acolo, da? toată, lumea se anunță, toată lumea anunță pe toată lumea că e verificare și pică doar aia care chiar nu sunt atenți. Adică nu se încearcă... E ca la camioanele camioane la ISCTR când e controlul de... Stații, da, da, de pe stații, stații, deci și nu da. rezolvă nimic. Și am întrebat într-un cadru ceva mai politic unde erau și nu mai știu exact primarul cărei localități, ce, oricum era din București, nu știu care sector, și mai erau oameni și de la mediu și așa mai departe, și am spus, ok, eu merg pe ideea că trebuie să-ți mașina electrică. Asta în cazul în care ai banii, să-ți o mașină nouă. Dacă îți cumperi o mașină nouă. Mm. Și, o contextul. Mașină nouă. Și contextul. Și contextul ă, asta poate fi discutat. De Dar problema... În egal măsură, la fel de gravă sunt cei care nu respectă absolut nicio regulă da. și poluează de nu se poate. Zic, haideți să facem un plan pe următorii 5 ani în care să eliminăm și noi din oraș mașinile ultra poluante. Și nu cu un plan din ăsta draconic în cum 12 luni. Exact cum au făcut englezii. Haide Sau să norvegenii. Să spunem așa, începând din 2024, nu mai ai voie cu mașini non-euro. E rezonabil? Non-euro în oraș? Măcar? Da, Apropo voi știți că se mai poate intra în momentul ăsta, poți să intri cu 9 euro în capitala României până în centru, poți să traversezi maghero cu 9 euro Poți să traversezi cu un tăietor de lemne din ăla, știi, de la țară. Și cu căruța, nu? Și cu căruța. Care... Deci ai voie eu, am să... văzut, eu am văzut căruța la Română da, nu. Deci noi nicio... la deci, Miorița, deci nu mă pune poate surprinde nimic. Punem niște obiective, pune niște obiective specifice României, ca nivel de venituri și așa mai departe. Și atunci, din 2024 non euro din 2025 euro 1. Și atunci politicianul mi-a spus: dar tu un... te gândești euro că euro, vei, ca... vei lovi deci, drastic în uh, statul român." Adică, am ca su... nu cum, finanțe. Cum asta? Nu, mi "Mașinile statului meu. român sunt de fapt A. 80% din ele sunt Non, nu, euro, asta e interesează. Euro 1, nu, euro asta 2 și așa mai departe. Bine, asta, mă rog, ponderea asta e, e da. Asta este aș o de oportunitate o dispensă, de licitație. Da, o dispensă lor. Ca exact. și la rovinetă, ca și la orice nu, altceva. E, e, caz de achiziție de mașini. Noi nu se va supăra nimeni din instituțiile de stat. Deci acolo o să face o altă licitație, să vând mașini. Okay. alea vechi cu niște da, exact. Este în regulă. Adică nu, nu e -0 supăra. 320i. A spus-o direct în conferința de presă politicianul care a spus direct, păi nu putem să facem treaba asta acum pentru că înseamnă foarte multe voturi. Deci ca să fie foarte clar, da? Deci nu putem da nicio lege pe subiectul ăsta pentru că înseamnă foarte multe voturi și o pierdere electorală. Poate după campania electorală, știți cum, ne apropiem de un an în care o să fie cu... Pomeni. Cu pomeni. Întotdeauna să spune că Mai avem câștigi un an de vacanță, niște alege, după aia vine recesiunea. Că... Da, câștigi, câștigi alegerile cu măsuri de stânga, cu măsuri de, uh, stânga da? Adică populism, uh, acțiuni din astea... Nimic nou, ca întotdeauna. Așa, așa guvernezi cu măsuri de dreapta. Și poți să te aștepți la niște măsuri din asta, într-adevăr, rezonabile, care să ne ajute pe termen mediu și lung, după momentul alegerilor, în primul an după alegeri, cam în primii deci 2025. doi ani. 2025, 2026. Nu o să zic că e recesiune, Ce facem acum, Le tăiem oamenilor și ultima posibilitate de mobilitate. Trebuie păi să fim alături niște, de alegători. Sunt niște drepturi. Sunt niște drepturi. Și primul drept, dreptul la viață, nu este condiționat de nimic. Dreptul la viață e dreptul la viață, punct. Păi, da, dar nu vom, am dreptul. Nu la... se vede. Iar dreptul de a avea o, o mașină, un autoturism, nu este un drept fundamental. El vine cu niște obligații. Dacă vrei să conduci o mașină, trebuie să respecti regulile de circulație, să ai permis de conducere, să respecti normele de poluare. Nu vine pur și simplu așa. Au avut de foarte multe ori. Păi, și de ce nu am voie eu să merg cu o mașină care ia foc pe stradă. Pentru că nu ai voie, trebuie să respecti niște norme. Asta e, trebuie să ne obișnuim să respectăm niște reguli de bun simț. Păi bun, ok. Și, așa cum o să zic o chestie poate nepopulară, nu că n-ar fi prima și nici ultima, dar dacă suntem de acord că avem și problema aia și problema aia la altă, unde e poliția? Poliția? Eu nu văd poliție pe stradă. Eu văd poliție doar cu radarul. În pare sunt prietenii mei, eu fiind trăgător de tir, am, intru în contact cu poliția și cu orice forțe din astea tot timpul. Și sunt oameni deosebiți între ei, dar eu nu vă poliția pe stradă. Eu văd poliția doar cu radarul. Da. Văd zone în care avem semne cu 40 de km pe oră pe un câmp unde nu e nicio casă, nu e nimic și ai 40 de km pe oră 500 de metri și acolo stă radarul. De ce? De ce? Fii atent! Nimeni, și eu că... am explicația, știu de ce. De ce? Pentru că uh, poliția nu este nici pregătită, nici educată și nici pregătită moral să facă față unei discuții cu agresivitatea șoferilor din ziua de astăzi și atunci cel mai simplu mod în care poți să faci asta este să-i arăți pata la mau, radarul, te-a luat radarul și omul atunci nu mai are ce să conteste, nu se mai ceartă că a trecut pe roșu sau că a făcut. În momentul în care, deci radarul e o certitudine, radarul e o amendă care se dă întotdeauna. În timp ce dacă vezi un pieton că traversează strada, te mai ceri cu el, pune lei de mânecă, că la pleacă, nu are buletinul la el, ca la noi, în România, da? Dacă ești la orice chestie. Dacă ești de, chestie. Domnul ai trecut pe face? roșu și ăla spune da. nu, eu am trecut pe galben. E o chestie discutabilă. Radarul niciodată. Pentru că radarul ăla ți arată... Pe păi nu sunt camere coapărat. în intersecție? Și cine stă să l urmărească? Păi Nimic. Păi noi de avem sisteme, vorbind vorbim despre... Stai puțin că am primit eu pe WhatsApp, aveți grijă că s-au pus camerele ale inteligente. Nu. Sunt, nu există. Să avem niște situații atât de absurde Uite, o să vă dau exemplu e 85 care a devenit zona cu cele mai multe accidente rutiere. Pentru că nu e autostradă încă o dată, da? Deci mergem pe un drum Dar nu cu e o bandă de jumătate. De fapt, e bandă, o, o bandă plus acost acostament, acostament Ale, corect. Acostament. Pe acostament nu ai voie să mergi, da? Deci nu ai voie să mergi. Poți să te oprești într-o situație de, de urgență. Toată lumea merge pe acostament, inclusiv poliția. <coughs> Dacă vrei, deci suntem într-o situație atât de... Uh, precară cu infrastructura, încât dacă vrei să aplici legea 100% să fii corect, iese revoluție. Deci dacă s-ar merge pe o singură bandă de la București până la Iași, ar fi un blocaj istoric. Ar fi cum a fost coloana și pe... de ruși când vreau să intre în Chiev. Pe exact, autostrada exact așa cum fi. se face autostopul? Știți asta, da? Cum? Deci pe autostrăzile noastre se face autostopul. Da. Deci pe autostrăzi și, la... și sigur că e ilegal. Și sunt oameni care fac autostopul și ei fac asta zi de zi, ani de zile, se duc la serviciu cu autostop, pe autostradă. Deci despre ce vorbim? Eu de... da, da, Dar lasă cu acostamentul, mi se pare cea mai perversă dintre toate. Pentru că, unul, statul a văzut că are trafic și a zis, bă, cum facem, mai punem o bandă. Bă, dar nu ne ajunge asfaltul. Hum. Știi, și cam bancul ăla cu omăligile, știi? Cu omăligile, nu. Deci, atent. Uh, acum, eu o să zic așa cum l-am auzit. Uh, Vine acasă Vasile și zice, pirandă, vezi că avem musafiri. Fă-și tu o mămăligă mare. Zice, uh, Vasile, n-avem mălai pentru o mămăligă mare. E bine, atunci fă două mai mici. Da, da, cam așa e. Deci au pe lângă banda aia au mai făcut o chestie care seamănă cu o bandă de reacostament și după care statul a zis, vă descurcați voi mă că sunteți băieți, sunteți români. George, hai să spun. Rom România, poliția rutieră, n-ar trebui să aibă o altă preocupare decât siguranța rutieră, da? da. Alta decât a lui Iohannis. Deci, uh, <laughs> A, ce frumos se merge pe buzești când prinzi undă verde. Deci, Mergeam, uh, am mers zilele trecute. trece coloana mm. oficială, sunt ca stâlpii de curent, din 50 în 50 de metri. Vreau să... Deci, am făcut da, cu 80 așa. pe buzești pentru că mergeam prea încet, îmi făcea sens, dar mai tare. Atunci văd și eu poliția și mă mir ce mulți sunt motocicliști, chestii. Mă mâine cu prietenii astăzi. țineți Ține de, să ți de permis da, da. de azi. Ți-am zis că dacă mă chem eu vorbesc. Și uite vreau ah, să ah, mai ah, spun ceva și lasă-mă un pic Ciprian. Da, 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 că, că noi am discutat da, problema nu asta. Nu să știi că eu cu Ciprian noi vorbim la telefon două trei ori pe zi când ne apucă <laughs> și ratăm cât un podcast în fiecare seară. Adică chiar la sfârșit ne dăsa. da seama. Bă, dacă noi înregistrăm chestia asta. Nu era... da, am știut asta. Deci v-am potrivit. V-am brodit. Da, noi suntem prieteni buni. Și ce vreau să spun, am discutat cu Ciprian treaba asta, nu a pus nimeni problema real de ce este traficul ăsta în România și de ce sunt atâtea accidente, care e cauza, exact ce spunea Ciprian mai devreme, că trebuie să te uiți că atunci când te doare capul, doctorul zice e o aspirină, dar tu întrebi, domne, dar de ce mă doare capul? Eu știu că îmi dai o aspirină și îmi trece, dar de ce mă doare capul? Și doctorul spune, am taci și în gură, aspirină. Da, pentru că tu ai tratat efectul cu aspirină. Trebuie să vedem cauza, da? Exact. Hai să vedem cauza, că și tu ai aici o construcție frumoasă, ai casă, locuiești în afara Bucureștiului, știi, faci uh, care mă că e aviație aici? Cum? Nu, ascultă-mă. Eu îți spun care Abidu. e cauza pentru care oamenii merg tare cu mașina. Eu Zip. fac foarte mulți kilometri, stau, trăiesc în șosea, practic, în stradă. E o cauză sistemică care pleacă, cumva, dacă vrei, de la cum se dau autorizațiile de construire. Tu ai observat că ai mai fost, toți de aici am fost în străinătate și am văzut cum arată. Ați văzut cum arată o localitate în Bulgaria? treci prin localități în Bulgaria, prin sate? Nu prea. Le ocolești, treci pe lângă ele, da? Uh -huh. Adică, unul, satul, localitatea, să-i spune localitate, că poate e comună, are ocolitoare. are ocolitoare întotdeauna, da? El, este, el, nu, traficul nu tranzitează localitatea. Asta, unul. Da. La noi se întâmplă chestia asta nicăieri, niciodată. Foarte rar, în avem... orașele mari. Bun, nu vorbim acum două ora de asta, mai știu eu ce. Nu, mai, mai sunt, niște în sate, Îți dau un exemplu, Dar și tu, dacă măsori, că ai 20, 23 de kilometri lungime. El are o populație foarte mică, e o comună normală. Așa e. de ce? Pentru că șoseaua, toată lumea își construiește case pe șosea. Românul știe că dacă el își ia o casă în câmp, își face o casă în câmp cum mi-am făcut eu și concluzia, Ciprian a fost la mine acasă și știe. Eu am mașină de teren și din cauza asta, pentru că nu am drum și nu voi avea niciodată. Mi-am asumat asta. Mi-am asumat asta, da? Dar ce vreau să spun, omul atunci vrea să construiască la asfalt, pentru că el știe că asfaltul va fi acolo da. Nicăieri în spate nu-i va face nimeni asfalt Deci autoritățile locale Nu sunt capabile Așa este. să facă Așa este. Și atunci omul ce spune Decât să-mi iau un câmp Adică în loc să dezvoltăm circular o localitate ne o dezvoltăm în lungime Când o dezvoltăm în lungime ce se întâmplă La Tărtășe și-a făcut un o casă O singură casă Da? Are dreptul, că e terenul lui, nu? E proprietate, e intravilan. Depinde, depinde Cine urbanistic? dă acest intravilan? E o întrebare. Cine îți dă dreptul la intravilan? De ce îi dai omului Primat. dreptul la intravilan în afara localității? Că se întâmplă chestia asta foarte des. Așa da. Și localitatea se extinde. Și în momentul în care localitatea se extinde, tu circulai cu 70, că poate era restricția, sau cu 100, că era în afara localității, dar Gigel și-a făcut o casă acolo. Și când Gigel și-a făcut o casă acolo statul, conform legii, vine și spune, a, a, mută semnul cu localitatea, îl mută după casă, micșorează Așa. viteza la 50 km pe oră și în momentul ăla milioane de mașini care tranzitează localitatea, pentru că e o localitate apropiată de București, o localitate pe un drum București. DN7A circulat, toți acei oameni sunt restricționați și viteza lor se reduce. Ce Așa. face omul când ai și din localitate? Spuneți voi. Merge tare, da? Pind. Ca să recupereze merge tare pentru că nu avem autostrăzi și asta era o problemă sistemică. Dacă am avea autostrăzi, de ce? Am mers în Spania, mă duc și acum la Lisabona peste câteva zile, unde se circulă greu în anumite condiții. Dar nu te deranjează, pentru că mergi cu 30 de km h cu 50 de km h dar după ce ai trecut de 50 de km h te-ai pus pe autostradă, ai pus 120 ca te-ai limita și ai ajuns, adică rezonabil. În timp ce la noi, ce să pui? Nu te nu duci avem. pe unde zicea Ciprian, cum ai zis că e drumul ăla cu... Da care e drumul morții. Am venit într-o noapte și am crezut că nu mai scap. Adică am zis... Uite, ca să-ți dau un exemplu... Am și la Chișinău și am simțit chestia asta, adică îți vezi moartea măcar odată la un drum acolo. Uite, pot să vă povestesc o situație întâmplată cu niște prieteni pe care îi cunoști. Veneam de la Focșani, am întâlnit întâmplător la Focșani și am plecat cu două mașini de la Focșani. Eu eram într-o mașină separată, ei erau în spatele meu, la ceva distanță. Mergeam pe 85 Cred că viteza de croazieră era undeva pe la 110-120, eram cu un minut mai în față, să spunem, eram în fața lor, nu ne vedeam. Și uh, l-am sunat pe Cornel, că despre el e vorba, și spun așa, eu am fost de mii de ori pe toate drumurile astea din România. Este foarte mult trafic din față, statistic vorbind, este imposibil matematic ca noi să scăpăm de accident până ajungem la București. Și spune cum așa, da. Deci cu siguranță vom vedea un accident sau vom fi parte dintr-un accident. Așa că reduceți viteza ceva mai mult sub limita aia legală ca să nu se întâmple ceva. Am închis telefonul și după două minute m-a sunat Cornel două mașini s-au lovit pe sensul celălalt. Un, o mașină de teren a venit spre ei, au fost forțați să, ia, să facă dreapta și au ajuns într-un copac. M-am întors și am luat de acolo. Au avut un accident. N-a pățit nimeni nimic, dar vreau să înțeleagă lumea că dacă ești într-adevăr preocupat de ce se întâmplă pe șosea și ești atent, adică cum ar trebui să fie poliția rutieră, poți să identifici, dacă eu am identificat zona aia cu pericol, doar din faptul că am circulat de foarte multe ori pe zona aia, cu siguranță poliția rutieră poate să identifice zonele astea. Am pățit ultima situație, a fost tot pe minunatul ăsta drum, cu două localități înainte de Focșani. E un târg acolo, se întâmplă un târg cu animale și așa mai departe în, și oamenii vin pur și simplu pe E85, parchează, un obor, așa este obor, un obor, da? Parchează în și ajung obor. și așa, ajung așa. până aproape de înghit în pur și simplu drumul. Ei, acolo s-a creat un blocaj și stăteam foarte mult, în, stăteam în blocaj și sunt la poliție și zic ar trebui fluidizată zona aia de acolo, pentru că E85 conectează, e un drum important, nu e un drum de bălci. Primăria aia de acolo, de la Mândrești, nu știu de unde era, n-are decât să facă oborul ăsta pe câmp undeva, nu pe șoseaua. Așa e. Și l-am spus, cel mai probabil, din cauza acelui blocaj, vor avea loc accidente undeva mai în spate, pentru că oamenii nu se așteaptă să blocheze Și se face e, Vreau să spun că au avut loc două accidente pe, pe drumul ăla. Nu au fost grave, dar cu pagube materiale semnificative. Deci, ce spuneai tu, că poliția nu este prezentă? Nu, nu este prezentă, nu, este doar știu. cu radarul și... și... dacă îi întrebi, o să că nu avem destui oameni, să ne deam, să, să, să se dea să avem mai mulți oameni, că nu? nu avem... Au, 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 nu, asta... Hai să vă mai zic uh, o, asta, aș, vrea, aș vrea să eliminăm uh, ideea asta că românii sunt mai proști șoferi decât oricare nu altă să, naționalitate. Nu, se. Devin, uh, nu uh, pentru că devin e foarte, foarte buni când apare poliția și amenda. Mie mi-a venit amenda mi din Austria pentru, nu știu cât, 8 km peste? Că 20 de euro, Care la noi e de tolerată. De tolerată, încă. La noi e încă tolerată, nu știu cât, că deocamdată mi-au trimis somații. Mi-au zis că dacă nu le dau datele cine a fost la volanul mașinii și era e o chestie din ianuarie. Și mi-au trimis scrisoare, am intrat eu online ca să nu mai pierdem vremea prin poștă, că mi-a dat o da. inclusiv cu scrisoare să dau înapoi. Și aștept să-mi zică cu cât am depășit. Da, o chestie foarte mică, pentru că eu știu că am fost foarte atent în Austria, că știi că în Austria te duci cu morcovul. Uite, acum că ai spus de Austria, nu știu dacă e adevărat sau nu, sper să nu spun eu vreun fake news, dar de când scandalul ăsta între România și Austria cu spațiul Schengen, am înțeles că foarte multe era mașină cu număr de România? Da? Foarte multe mașini cu numere de România care au avut, au fost într-o toleranță din asta de 10 km pe oră diferență, au fost amendate chiar dacă în mod uzual nu se întâmpla lucrul ăsta. Bă, așa e. Asta e o chestie de Măcar Dar, dacă vedem zic. cum arată o nație care știe să te pedepsească când vrea. Nu, dar pe dacă, nu dacă pedepsește random, așa, în funcție de numărul de <coughs> mașini. Nu, 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 Hai da, să vă zic. Eu o am văzut, vreau, eu, 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 George, la sfârșit, foarte scurt la eu am văzut reportaj din Germania în care nemții erau turbați pe austrieci pentru că i-ar la vinietă, pentru că tranzitau un colțișor din Austria ca să treacă din Germania în Germania pentru câțiva kilometri și le trimiteau o de 140 de euro. Ei, erau turbați nemții. Fiate, ridicat o poți? acum absolut senzațională. Și a venit, a venit austriacul și a zis foarte simplu. Zice, colțu. Este legea. Fii atent aici cu colțul. Da, da, am așa. două lucruri yes. pe care o să -ți și o să-ți placă. Prima. Știi care e treaba cu colțul? Eu locuiesc acum în Giurgiu și sunt cumva între Ilfov și, mă rog, Dâmbovița. Mă, Știai... Giurgiu măcar județ, Ilfov Știi, cel mai sărac județ din România, cred că e, în fine. Cel dar dar ce vreau să spun. Știai că în momentul în care se întâmplă un incendiu sau ai nevoie să vină salvarea, legislația de la noi prevede că dacă te ia salvarea, te duce la spitalul din județul respectiv, da? Vine mai aproape. C ceea ce înseamnă că dacă la mine se întâmplă ceva, Bine, salvarea să mă ia, ar trebui să mă ducă teoretic la Giurgiu, dar eu sunt la 15 km de București, am un spital la 6 km de mine. E o anomalie. Am avut un caz, chiar la noi, pe câmp s-a întâmplat acolo, a luat foc câmpul, cineva într-o greșeală a da dat foc la câmp. Am sunat la pompieri, au venit pompierii la minut, deci dacă mai întârziau un minut, lua foc o casă. Au venit tăi, au stins. Le-am mulțumit, îți dai, să oameni, seama, ești, ești fericit că au scăpat casele, că n-au fost pagube și așa mai departe. Și zic să intru să le mulțumesc pe pagina lor de Facebook a pompierilor și descoper că oamenii venise de la Bolintin de care era la nu știu cât 25 de kilometri în timp ce lângă noi în Ilfov, deci la 3 km de noi e stație de pompieri cei de la stația de pompieri din Ilfov nu au putut, deci în loc să vină de la 3 km să stingă focul, da. au venit de la 23 de km. De ce? Jurisdicție, da? E vorba de jurisdicție. Ei da. aparțin de Ilfo, și, dar asta e un lucru anormal, pentru că exact cum spunea Ciprian mai devreme despre viață, dreptul la viață. Ce facem noi aici? Moare un om că salvarea vine de la 23 de km, în loc să vină salvarea de la 3 km și să-i salveze viața omului. Da, asta putem, un... putem să fim de acord că 30 de județe din România sunt inutile? Da. Desfințăm județele? Votez pentru? Da. Eu da. da. Perfect. Niște da. pe da. regiuni mai, exact. mai mari, ceva mai mari. Și mai vreau să pentru mai zic că o, chestie o chestie frumoasă. Ca, ca să ne mai facem cu o prieteni, Ilfov nu este un județ, este o mafie. Da, bine, Putem fi e, de acord? Mafie peste tot. Da, tu, tu, stai într-o mafie chiar interesantă acolo. acolo, Corbeanca în Corbean. A doua chestie e... interesantă, ia să văd părerile voastre despre treaba asta pe care o să spun. De ce nu se face școala de șofer pe autostradă? Știi că am mai vorbit noi asta odată. Nu știu. învață -mă. Păi nici eu nu știu. E o întrebare. Că tu ai o audiență mare aici. Păi și dar știu că în Germania dacă nu faci școală de autostradă, nu deci noi, pe autostradă. Păi nu, dar noi avem, noi dăm drumul la oameni, unor copii, le dăm drumul pe stradă, da. cu o școală de șofer făcută în București sau în provincie, și oamenii văd autostrada și văd rondul, știi discuțiile cu rondul, da, circulația prin rond, da, vreo patru zile să mă omoară unul la chitila cu o firmă de curierat, pentru că omul a făcut tot rondul de jur împrejur pe banda din exterior. Deci pe prima bandă, pe banda 1, da? Și eu la un moment dat eram în mijloc și încercam să ies undeva în dreapta, l-am văzut că el era semnalizat stânga și am zis, mă, dar ăsta a făcut tot. eu am văzut că... am dat, semnal. Și zic, nu se poate, zic, trebuie să iasă odată cu mine. Și m-am băgat să ies și el tot în continuare făcea. Și dacă nu frâna, mă omora. Și ce vreau să spun? Aceste lucruri nu te învață nimeni. Așa este. în primul rând, la noi rondul este greșit gândit, executat. Giratoriu, adică. Giratoriu, da? Giratoriu la noi nu are un standard. S-au făcut pe la bufte acum are niște giratorii care sunt într-adevăr arată occidental și nu te poți lovi, nu se poate întâmpla nimic, însă sunt altele în care, dacă nu ești atent, mori. De fiecare cum dată. Cum e la înainte de ploiești de la românești sau cum îi spune? Dar sunt cum la. de da, Să-l pe el 1. rânduri făcute foarte mici. Nu, da, dar crece. sunt unele făcute foarte mici și care îți permit că dacă rulezi pe banda 1 să nu mai încetinești la rând, să te duci prin el. Da. Și tu, dacă te duci prin el și altul care și el încearcă, te-ai lovit și o trasă ideală. A cea mai importantă <laughs> întrebare <laughs> rămâne asta. Faci manevra elanului. De ce? Exact. Școlile de șoferi nu sunt obligate să facă ore, un număr, 10 ore de curs pe autostradă. Păi eu înțeleg că am niște... Poți să-ți răspund M-am gândit, costuri, da, odată, dată. No. ia zi. Păi avem autostrăzi. Până ajunge <laughs> pe autostradă, până da. pe autostradă, să da, te Adică Băi, nu, da. E foarte rar scenariul ăsta. Da, ca este și cum ai așa, Da, da, suntem de acord că e periculos? Este. Este periculos, da. E dar periculos. Da, da, am, da, am e... aflat mai devreme că nu se întâmplă accidentele pe autostradă. Uite, în România, deci românii nu au o problemă cu accidentele pe autostradă. Deci nu avem o problemă cu accidentele pe autostradă, avem o problemă cu accidentele pe drumuri naționale. Dar e o problemă pe care o are toată Europa. Deci nu suntem noi oaia neagră, dar e foarte confortabil să spui așa. Când se întâmplă un accident cu multe victime și se întâmplă în fiecare zi, este foarte simplu să găsești o justificare uh, împotriva șoferilor da. și să uh, spui grupul de șoferi, șoferii români, da? Șoferii români nu poți să-i penalizezi. Și atunci. Dacă șoferii români sunt mai agresivi, mai prost educați și așa mai departe, înseamnă că trebuie să-i pedepsim, da? Prin urmare, trebuie să-i pedepsim. Și atunci, ce facem? Facem amenzi mai dure. O să ai o surpriză: că o să vezi amenda din Austria că e mult mai mică decât cea de la noi. Deci da, da, Aștept. Eu, eu sunt speriat încă de ea. N-ar trebui să fii speriat pentru că au niște. Ameze. Au niște amenzi rezonabile, da, bineînțeles, pentru conform cu depășirea pe care ai avut-o. Deci, noi, de fiecare dată când se întâmplă un accident, venim cu măsuri coercitive împotriva șoferilor. Niciodată nu se pune întrebarea: nu este Ministrul transporturilor, transporturilor luat la socoteală de ce pe anumite drumuri nu avem opțiuni, nu avem, nu sunt marcate bine drumurile, nu sunt autostrăzi. Adică da. eu pot să fac o listă dacă vrei, putem să presupunem un ritm normal de dezvoltare pe care l-a avut alt stat. Dacă vrei să fim cinici până la capăt, eu pot să calculez în morți. În morți pe fiecare an, pe fiecare mandat, la fiecare ministru. Pot să spun, Ministrul transporturilor X, are în spate 7520 de morți. Pentru că dacă el și nu. Pentru a că el apucat. Nu... apucat ce... Mori au și costuri a... asociate. Pentru că Bine educația înțeles, costuri. tot în momentul în păi, care ca un care individ aprețu, care noi îl numim un E un milion cu... și ceva de omie mai mult cred că 3 milioane. Depinde de țară, rog. e 7 milioane vârsta. la american, la noi între 1 și 2 milioane. Da. Ok, deci, poți să calculezi. Fiecare viață pierdută înseamnă 2 milioane de euro în afară de viață și de tragedia. Europa. Deci poți să faci niște calcule foarte cinice, deci, foarte 14 miliarde în 3 ani. Da, dar fără discuție. Păi Noi avem cred că undeva deci, la facem autostrăzile și rezolvăm problema. Da. Ai zis ceva cu amenda și știi că eu, adică noi așa lucrăm, ne ridicăm la filă unul altuia. Deci vreau să zic o chestie frumoasă cu amenda cum aș rezolva eu. Yes. Dacă eu aș avea o putere, mâine aș fi ciolacu. Să zic, dar nu vreau. Deci să sper să Vine mai aproape asta. la microfon dacă vrei să fii președinte. Sau eu aș face o amendă. Că vine eu, vine eu, nu, atent, nu, te eu te aș vin vine face el. o amendă. V nu că vreau eu. Dacă nu vrei, el, atunci. Aș face o amendă de 100 de lei. Domne, le, de 100 de lei. Dar amendă care să o dau. Adică ce înseamnă? Să adun poliția, să le spun de mâine încolo, aveți o amendă de 100 de lei, fără completare proces verbal, doar cu CNP-ul, și cu poză, cu dovada că ai făcut. Ce CNP? Greșit... Cu numărul de la mașină cu num... direct? nu, CNPU, că trebuie CNP. să o legi de a, ceva, lești de ori de. numărul de mașină, ori CNP-ul. Și face oameni 200 de lei. Cea mai mică amendă, că acum 50 de lei, 9-5 lei. Chiar dacă domnul prim-ministru nu a observat chestia asta că mm -hmm. cu 50 de lei nu mai e nici taxiul, că te lasă la. pe jos da. după 200 de metri. Părea deci, interesantă hârtia, da. 100 de lei ăia, dacă îi dai, ce înseamnă să i dai? La fiecare abatere, din București, știi câte abateri uh, sunt în București în fiecare zi? Nu se pot calcula. Eu și fiecare dintre noi facem abateri. Nu cred că e vreunul, poate să fie el și Titeaur dacă vine acum. Și ne întrebăm, Alex domnul Philip. Titeaur, dumneavoastră în trafic faceți greșe, ați întors vreodată bălnea continuă? Dacă spune nu, eu mă ridic și plec. Nu există așa ceva. Pentru că toți facem, pentru că traficul te obligă la așa ceva. Nu te obligă traficul este mimetism. Vezi că ceilalți fac și tu îți dai seama că deja seama timp, că, timpul da, tău ce, timpul timpul e costa, mai da, important. Da? Da? Da da să facem costa, un exact, experiment? Exact. Uite, hai, de, poate facem o dată un experiment. Vă mm. invit odată la o plimbare, luăm mașini electrice că nu mai are sens să mai vorbim despre alea pe mm. combustie și ești de acord. eu vreau spring. O să ai și spring. Deci Tu mai ești pe de max? Ca să înțe ca să știu oamenii. E, tu ești e, e head? parcat aici, nu. Nu, eu uite, ți explic. Eu sunt timbare. Petrol Head pentru că am trăit cu, cu ele, dar în același timp sunt perfect adaptat și Ciprian știe foarte bine chestia asta. Adică eu am, am văzut mașina electrică venind de mult, dinaintea da, multora. Gândește că eu am stație Tesla în curte de patru ani. Am Wallbox Tesla în curte. De ce? Pentru că, de că se va întâmpla. De ce? Pentru că știam și se că întâmplat. vine, da? Am venit am, eu în vizită la ele. Și când da? a venit da, Ciprian da, la mine da, și a pentru că -a, aduc și a zis, aminte, bă, dar... -a aduc niște discuții, bă, George, la ce ATR, ce fel, dacă îmi pun și trifazic. Și Nu, am discutat noi, că te-am întrebat într-o zi. mi Și ți-am de la început, a... pentru că nu știi când o să vină eu. A venit? Da. Când? Astăzi. Bate mm. pe <laughs> Vine roiau. <eu. laughs> Acum nu l-am da. <laughs> aici ca să-l felicităm că și la Tesla, pentru că m-a mai stat un prete mai devreme că-i troncăne, știi? da, e mai, mare problemă la Tesla. că troncane. E servisul. Da. Dar probabil că se va remedia. Acum, Așa, revenim va... La C -C. haideți să facem un experiment. Că spune că hai să fim corecți. Facem o plimbare tot pe zona asta, că am dat-o ca exemplu, dar mergem împreună de la București până la Buzău, dacă n-aveți timp mai să mergem până la Chișinău sau în altă parte și filmăm toate bucățile astea și respecti, uite, eu te filmez pe tine, stăm în spate și din față și din spate și încearcă să respecti 8 toate... Ore. Nu, încearcă să respecti toate nu regulile nu de circulație. Băi, au pus nu, atâtea restricții... Păi nu, trebuie să respecti toate regulile de circulație, nu. toate limitările de viteză. Eu nu îți spun știu așa. dacă există cineva care poate, decât dacă mergi pe jos, faci nu, 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 ai o problemă. Dacă mergi cu Ești da. pe 85 vii dintr-o zonă de 100, într-o zonă de 70, 50, 30. Da. Dacă reduci la 30, eu te provoc să ajungi la să intri în in limita, in limita aia de viteză. Dacă intri în limita aia de viteză, riști să provoci un accident. Așa e. Să faci acordeon în spatele tău. 100%. Deci, cum să spun, da, înțeleg, uh, merge unul cu 200 de km pe oră, 180, da, ok, ai radarul, ai prins, ai luat permisul și așa mai departe. Dar tu dai seama Dar... că de la 70 la 30, în zona aia de 30, deja îți poate lua permisul dacă intra cu 70. Dacă intri cu 70, nu? da, la câte? Acum? La A, 50 nu, față de atenție, limita. Nu 50. e plus 50, nu mai, Sau este, dublu. nu mai este, e mult mai puțin. E acum. Mai puțin, A puțin, zic. puțin. cineva acum, uh, Sau o să-i dau viteză. numele, un general da. pe care îl cunosc foarte bine și un tip tânăr și care, sigur, în momentul care cei care i-au luat permisul, că i-au luat permisul, au văzut cine e, își cerau scuze. Efectiv, domne, Nu avem ce să-ți face că astea i-au luat pe restricție de 40, el era cu 70. Și eu am crezut că nu se ia permisul. Adică am zis, da, care-i problema? dă o amendă mare, da, dar nu. Nu, s-a luat permisul pe două luni sau trei luni. Mă, da. deci, ai, ai, deci s uite, schimbat. Ai la ieșire din otopeni când te duci acasă să vezi că ai, da. ai o limitare de 30 pe DN1. Da. Dacă tu 30 ai 30 curaj... pe de de mai multe ori. Deci, dacă tu ai curaj să le duci la 30, nu sâmbătă, duminica, că nu e trafic. Luni, într-o întoarct... zi de luni, ori, Știi care e imaginea care urmează, că o știu. Am văzut-o acum în weekend. La un moment dat, în spate, se aude, buf, și se ridică așa un nor de praf. Da, exact. Asta e imaginea pe care eu o am în acord de acordeoanele astea. Se aude undeva un poc, o mașină iese din rând, se, da. se proptește în ceva și sare un nor de praf din mașina aia. Așa se întâmplă. Și se întâmplă de foarte multe ori, cu toate sistemele de siguranță, cu toate frânările automate, cu absolut tot ce se întâmplă, nu poți să eviți. Deci, încă o dată, infrastructura. Putem să punem infrastructura pe primul loc? Ca și concluzia acestei da. discuții. Da. Înaintea educației, chiar. Eu n-aș pune înaintea educației. Mai negociăm. Educația e pe locul 1. Ok. Pentru uite, că dacă... sunt educat, deci nu, nu e nebunia o problemă așa de mare, nu? Nu. Nebunia? Nu, nu, nu are nicio legătură. Eu sunt convins că, uite, dacă ar fi nebunia o problemă, atunci românii ar fi arestați afară. Toți. care okay. merg cu mașina. Dar ei nu sunt arestați. Așa pentru e. că românul, când iese în Ungaria cu mașina, merge, vede 80, merge 80. Păi e frică de unguri, că e azrel. Nu, nu Știi e demarat. De ce? Pentru că amenda să dă. Acolo se dă, acolo nu, nu eu mai contează. Yes. Eu cred că e altceva. Cred că uh, pur și simplu știi la ce oră ajungi. Foarte precis. Deci am plecat de la, am făcut un experiment, l-am postat pe YouTube, drum de la București la Roma. Am făcut 8 ore de la București până la Sibiu. S-a întâmplat ceva pe Valea Oltului. 8 ore până la Roma. Uh, după aia a fost ușor. Crede-mă că în alea 8 ore, 7 ore 45, țin minte și acum, în alea 7 ore 45 am uitat unde plecam. Mă, uiți unde pleci. Pentru că, um, ok, și în afară ai blocaje și așa mai departe, dar nu se întâmplă să stai patru ore într-un singur așa loc. e. Adică, e un punct și de în de afară... Au fost viituri, și viituri, au fost viituri în Slovenia și în am Am trecut atat. acolo. Am da. trecut prin Slovenia chiar în perioada aia în care erau viituri. Am avut o întârziere de vreo Jumat jumătate de, oră. de oră. Exact, exact, jumătate de oră. Păi jumătate de oră sunt relaxat. Și nu? erau mercate pe hartă, mare atenție. da. Exact. A, -a. Adică, ok, de ce să mă grăbesc să merg cu 200... Atunci când sunt prin, nu știu, Ungaria, Austria, da. și mai departe. când știu, îmi spune navigația, ajungi la ora 12. Știu sigur că ajung la 12. Dacă spui acum pe Waze Sibiu, nu știi când ajungi. Nu știi când da. ajungi. Și atunci de respect? Bine, în afara orelor de vârf, eu eu estimare destul. Nu, 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 știu când, nu știu când că ajungi, nu știi când ajungi, pentru că încălătări. se mai lucrează, da, se corect. mai ceva și Și am mers, am mers și cu viteze acolo unde se permite, pe autoban de exemplu, da, în Germania am testat ce se întâmplă cu o mașină electrică la peste 200 de km pe oră, că erau curioși oamenii, ok, care e autonomia dacă mergi cu peste 200 și eu, atenție, văd că sunt întrebări în comentarii și în România, dar eu mă duc până la Constanța cu peste 200. Pe e unde? o problemă. E o problemă. Dar se... adică avem și partea asta nu, care da. poate fi corectată, dar, în afară, Atenție. am observat pe autoban. De când Volvo a anunțat că mașinile sale vor fi limitate la 180, eu, eu așa o văd. Pe autoban nu am găsit nemți, deci am mers într-adevăr tare. 200-235 de la Berlin la Leipzig am mers, am făcut un test de consum la o mașină electrică ca să vedem dacă rezistă, și a rezistat, ce să vezi, la viteze de 200 plus nu m-a depășit nicio mașină pe autoban, foarte rar vezi pe cineva care merge cu 300, doar așa ca mod de test și majorii, adică toți, toți, pot, pot spune toți, merg între 160 și 180 cei care se grăbesc. Da. Cam mai e viteza, 160 are cum deci Deci viteza... eu prevăd, presimt că și iată și la Model 3 ce am observat, la nou Model 3 unde ne-am întâlnit toți cu câteva zile că viteza maximă a scăzut 200. 200, da, care Am era 235 sau cât, era, cât da, era, Da, era 235, da, da. Deci a scăzut. Ce înseamnă acest lucru că e o aliniere. Ne aliniem la și mi se pare o normalitate. Da. Deci peste de 200 de km pe oră, ca să stăpânești o mașină în situații critice sau în nu situații poți. la limite, trebuie, trebuie să ai o pregătire specială. Nici. poți să ai pregătirea lotată. Da. da, trebuie să ai, trebuie să da. ai niște abilități mi de pilotaj mai mult. Deci mie mi se pare poți că Poți să controlezi o mașină la 200 dacă e puși nu. nu, nici poți. la 80 nu o controlezi. Vezi? Și atunci, asta cu 200, mie mi-e frică când, când am devenit mult mai chill, am avut și m 5 ăla în perioada aia, nici pe ăla nu l-am dus la viteză maximă. Acolo am, am dobândit cu adevărat frică de mașină, când am văzut ce poate să facă o mașină scăpată sub control. Și asta la viteze mici. Știi ce aș mai face eu, George, ca experiment? Ar fi foarte interesant. Toată lumea care are impresia că știe să meargă cu mașina pe stradă, să meargă odată într-o mașină de raliu. Oh, da. să vadă cum... Deci cea, nu există școală mai bună. Deci nu există. Dacă îi spui, om, omul spune, domne, eu am nu știu ce mașină, merg, fac, mă duc, fac atâtea ore, nici nu știi cum depășesc tot ce așa. Și în momentul în care să o mașină de raliu la o și spune hai să te dau în dreapta, Nu eu, pilotul, da? Aslalul și -a după aia discutăm asta. despre viteză. Și dacă scapă fără pungă, că sunt unii care îi ține inima și așa, da, și care domn, așa rezultatul e că toți care coboară într-o mașină de raliu recunosc că, de fapt, pe stradă ar trebui să stăm în banca noastră, nu vedem treaba, că uh. ceea ce face un pilot într-o cursă nu vei face niciodată pe stradă, niciodată și nici n-ar trebui să încerci. Uite, am participat la campionatul național de slalom cu o mașină electrică da. și l-am și câștigat. Anul ăsta, pentru prima dată, o mașină electrică a bătut mașinile pe combustie. Bravo. Deci, șampania de anul trecut e la mine. Șampania de anul trecut, primele participări au fost acum vreo 3 ani și când veneam de la curs a lăsat șampania la... i-am lăsat-o Robert. Și nu beau, deci o să și vreau să spun așa, vitezele nu sunt foarte mari. La Super Slalom am pus eu un GoPro, că n-ai timp să te uiți. 100 și 130 la intrare în Slalom, să spunem, dacă nu mă șercam, acolo erau vitezele. Adică viteze destul de mari, ținând cont că ești în Slalom și Absolut toți cei pe care i-am dat în mașină, exact ce spui tu în dreapta, pleacă extrem de liniștiți de la câte o etapă din asta. Adică la o sesiune de antrenament am dat oameni care conduc Tesla de 1000 de cai și după 45 de secunde sunt ca și le ajunge. Păi decelerarea aia te e o chestie foarte interesantă, că ai zis la un moment dat de Tite sunt câteva lucruri pe care poți să le faci ca să te liniștești pe stradă. Uite, este simulatorul ăla de accident, care simulează accidentul la 17 km/h, pe 20 de km oră. Și oamenii sunt șocați. Oamenii sunt șocați. pur pus să te lovește de zid la 20 de km oră ca să vezi cum este. Ăla se numește convingătorul. Da? Da, da, da. Deci, întâi treci prin procesele astea, adică te răstoarnă cu mașina, ca să vezi ce înseamnă să te dai să te răstorni, pe lateral, pe complet întors, după care simulatorul torul de accident, după care spune haide să te dăm acum pe circuit să vedem cât de repede mergi. Știi ce liniștit sunt oamenii? Da. Știi cum pleci de acolo? Vezi 70, mergi cu 70. Așa deci ai. e nevoie de educație. Eu nu contest lucrul ăsta, dar și la 70 la oră s-ar putea la un moment dat, ți-am zis, mergi cu 70 la oră și deodată dispare gura de canal, se dispare capacul de la... Da, da, adică da. poți să ai tot felul de situații neprevăzute și eu cred că alea sunt cele mai multe situații care creează Știi acel care acel e de problema, pe de... care o văd eu? Iartă-mă, George, puțin. Uh, noi, dacă ați văzut, acum au început să apară și pe la noi, sunt două, trei, patru școli de conducere defensivă și asta este foarte bine. Și culmea, unele dintre da. ele au ajuns eu știu aceste lucruri că le-am vorbit cu ei. Uh, au ajuns să pregătească instructori de la școli de șofer. Și vin instructori de la școlile de șofer, o să fii surprins. Vin la cursurile astea pentru că ei își dau seama că, domnule, sunt într-o lume în care ei n-au fost niciodată. Habar n-au ce înseamnă conducere defensivă. Conducere defensivă, într-o frază, este să conduci pe stradă ca și cum toți din jur vor să te omoare. Asta e conducerea defensivă. Da, adică să te aperi de tot ce e în jurul tău să conștientizezi, să anticipezi să fii pregătit în orice moment pentru ceva care nu pare să se întâmple dar se poate întâmpla Și deci, uh, deci avem 3-4 școli din astea de conducere defensivă la nivel de țară este absolut nimic este. ar trebui ca uh, marile companii să fie cumva obligate, ai flotă de nu știu câți șoferi și nu știu câte mașini să faci curse de conducere defensivă și să ai să fie coroborat cumva să ai o reducere la RCA, adică să ai un stimulant, de știi, a. să te stimuleze cumva. Eu am făcut multe cursuri de conducere defensivă, probabil Dar păi peste ni, ni, 40, ni, ni ni nu sunt scumpe, la cât au ajuns asigurările acum, ar putea să-l să de scumpă, să de scumpă viața ta? Cât de scumpă 4, e viața ta, George? 4, asta e lei, 4, de lei, lei, da? păi nu, nu oamenii un... se gândesc la cost, la costul Cui din fața Cât de viața ta? Că s-ar putea să înveți ceva acolo care să spunem Sunt mulți acum care și-au permisul de la 16 ani, da? Eu n-am, de exemplu, fata are 16 ani. N-am curaj să o las, -am să o las Știu. asta este una, și n-am curaj să o las pentru că dacă vii din Otopeni în București și mergi pe DN1, cu o mașină care merge cu maxim 40 de km pe oră, ești un risc pentru ceilalți, pentru că te deplasezi prea încet. Da? Deci nu poți să mergi încet, pur și simplu. Eu i-aș sfătui pe toți cei care au copii, da? 16, 17, 18, până în 20 de ani, să spunem, în continuare sunt copii și și-au permisul, după ce și au permisul, sau chiar înainte, să meargă pe la o astfel Uite, le facem reclamă tuturor, da? Pe o ah, astfel de, de școală de, șope, de defensive driving. Defensive driving, pentru că mm -hmm. uh, poți să vezi, îți dau un exemplu foarte simplu, te învârți, da? Mergi în cerc, da? Și mergi în cerc pe diferite tipuri de. Uh, ai o suprafață diferită, pe asfalt, da. pe piatră cubică, pe zonă cu uh, frunze și așa mai departe. Poți să produci un accident grav și la 50-60 de km/h, pe pentru că nu-ți dai seama de schimbarea, schimbarea contextului în care te afli. De exemplu, se întâmplă multe accidente la intrarea în localități, la intrarea în orașe, pentru că vii dintr-o zonă de viteză mare, vii după autostradă, da? Vii după autostradă unde mergi cu 130 de km pe oră și apoi intri într-un oraș. Și când intri în oraș, tu trebuie să-ți schimbi regimul de condus. 50 este viteza maximă cu da. care mergi. Și când reduci de la 130 la 70, ai senzația că... Te-ai oprit. Da, ați observat că voi amândoi lucrurile aveți asta. mașină electrică, ați observat că atunci când mașina este mult mai silențioasă, percepția despre viteză e diferită? Se, se transformă radical, da. Percepția da. este diferită? La 50... Eu de multe ori m-am trezit mergând relaxat într-o mașină electrică cu viteze foarte mari și mi se părea că nu e nimic anormal. Și în momentul în care apare o situație să descoper că eu eram cu 50 de km h mai eu, mult decât... Merg cu control ca să ține a viteza, pentru că e foarte ușor să nu fii atent, dacă, dacă scapă piciorul pe accelerație, ai și din viteza legală foarte repede. Păi când ai 0-100 în 3-4 secunde, gândește că ești cu 50 până la 100. Și în realitate, proprietarii de mașini electrice nu o calcă în 3, 4 secunde până la 100 în fiecare zi sau cred că de rarisim fac chestia asta și atunci ai nevoie de chestia asta, trebuie să spună mașina. Dar ce facem cu serviciul, ce facem, că vorbeam noi la Tesla, ce facem cu ăsta, cu asigurarea Casco, care este uriașă la electrice, oh. ce facem cu, uite, hai să luăm Schimbăm exemple concrete. De astea, trecem Schimbăm, pe... pe... da, hai. trecem pe electrice. acum. Hai, pe pe Poate că, că de fapt, fii atent ce vreau să spun. vă dacă spun. Dacă v-a până a, aici, a, a, din momentul să se vorbim de electrice. Fac o paranteză acum și îngrop tot ce am zis. Am văzut zilele astea un atac din nou împotriva mașinilor electrice. Toată lumea, azi dimineață, și azi dimineață, no, a venit, zi de, a venit a la... șeful Toyota și a venit șeful Ford și ne-a spus, domne, nu e ok cu electricitate. sigur că nu e ok. Când Musk vinde în America 300.000 de mașini și voi vindeți 3.000, a, vând, a, a vândut deja doar în primele trei trimestre un, 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 aproape 1,4 milioane de mașini în toată lumea. Deci, eu, mie nu-mi place. Milioane. Elon Musk, atent, îl admir Dar pentru cea, A vândut jumătate de milion. Eu l admir pe masc, dar îl, îl urăsc în același timp. Exact. Adică, mi se pare că este un tiran cumva al industriei, într-un fel, mi se pare că nu e pasionat de mașini, pe el îl interesează doar producția și banii mari. Dar de ce îți pasă? Ți-e chestia asta, e că scoate mașini. păi îmi pasă, pentru că dacă ar fi pasionat de mașini, ar asculta de ce spune lumea. Și ar veni cu. Dacă ascultat ce mâner. uite să spune Ciprian că povesteam în. Dacă Austerea, a asculta că... ce spune lumea, nu aveam nici până astăzi mașini. Primul lucru ieftină, pe care îl fac, electrica. când când într-o mașină Așa. este în dreapta, este să mă apuc de o mâner și când morc în Tesla sau un spring, m-am urcat și n-am, știi? Și... Dar i-am spus că nu ai nevoie pentru că forța de accelerație este da, pe altă direcție. Se... Adică, oricum te fixezi în Asta scaun și în nu. Te... Teorii. Ce mă deranjează pe mine și am mai avut discuțiile astea cu Ciprian și între noi și public. Uh, această incertitudine, Tesla de exemplu e o mașină fenomenală, cu toți, cu toți oamenii cu care am vorbit și e, oameni, stai, 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 stai oameni apă, care vând uh, mașini de mult timp și mașini, deci petrol heads, dacă vrei, când îi întreb ce părere au despre Tesla, nu o să le dau numele acum, dar oameni cunoscuți și oamenii spun Robert, cea mai tare mașină din lume. Am prieteni care au Tesla acum, Model Y și așa, care au avut Isuzu ca al meu. deci fratele meu a avut Isuzu ca al meu, a vândut, a luat Tesla. Și îți dai seama că îl întreb, Bă, cum e? Cum te dă să ai omule, am avut 100 de mașini. Asta este cea mai tare mașină din lume. N-am avut niciodată așa ceva. e cea mai așa... vândută mașină din lume. Deci da. da, este. Dar în același timp, pentru mine, sunt niște întrebări. Iată, că le mai discut cu Ciprian. Bă, troncăne. Dacă uh, ai ghinion. Dacă ai, dacă ghinion, ai ghinion să prin seria Ce faci cu în cazul ăla? Da. Ce faci în cazul ăla? Ce faci? Parbrizele se sparg. E discuția e cu focul care e prezentă și care manipularea e dusă la un nivel din asta absolut. Ați văzut când a luat foc vaporul acum da. faimos și toată lumea a zis, toată presa, în toată lumea a zis ce? A luat foc merge de alea electrice care erau pe și vapor era. și, a, și când s-au adus ea vaporul, l-au stins. Toate că toate ele... bateriile de la mașină erau întregi, da? Și că de fapt focul pornise de la altceva de și el a fost incendiu colateral. În ultima lună au fost trei incendii cu mașini Luton. electrice. Luton, exact. Care de fapt Care nu e pus. mașină electrică. Nu, Care, atenție, exact. n-a fost mașină electrică. Apoi e reprezentanța Apoi e din Lynch. Franța și mi se pare că mai a fost una în Germania. În Germania, cu, cu copii romanii. În, în Germania a fost asumată de o grupare extremistă, a fost pus foc intenționat, au luat foc mașinile, dar nu au luat foc Nu bateriile. bateriile. Deci, bateriile nu mai ar cum ardeau. Da, dar pe mine m-a întrebat un pompier. Nici focul nu mai e a, a, exact. A, a venit un pompier și m-a întrebat, zice, George, noi ce facem dacă ia focul în asta? Și zic, păi, n-aveți proceduri acolo? ce? păi da, da, încă nu ne-au adus în ala, cum îi spune, cu vădnea să băgăm mașina în apă ca să o stingem. Și stai liniștit că între timp astea nu, prea mai ardă în ultima vreme. Când ai văzut ultima oară o electrică să arde așa torță? Dar fie, stau și mai, mai greu. Stau și mă întreb acum, cum spuneai, că ok, troncăne și așa mai departe. Troncăne și se spar parbrizele, sunt de acord. Deci eu am fost până... Eu am parbrizul spart acum, deci eu nu contez cu nimic. Deci acum, deci, că de acum un par la nu 3, este spart. La 3 se sparge, dar la Y... Din, Băi, dar, eu să știți de... că n-am dat încă banii astăzi, trebuie să-i dau. Nu mă faceți să mă răzgătesc. La 3, din cauza formei mașinii, ia mai ușor pietrele. Aerodinamica de la Y e un pic diferită și nu le iei la același unghi. Eu nu știu să vă spun. Eu am eu, n-am spart încă. În 2 în ani jumate, în la Y, n-am spart, dar la, eu, la 3. Vreți să de vă spun ori. care e statistica mea? La 60.000 de km, un parbriz. Și se respectă în ultimii 10 ani, am respectat regula asta, că e Kia, că e Tesla, că e orice altă Deci, la toate mașinile, la 60.000 de km. am zic, Zicea George dar, mai ar... devreme că sunt la a treia mașină pe care o am. Dar eu, a... eu am 5 pietre în parbriz luate și parbrizul e acolo și nu am florit, nu nimic. Mă duc la repart 48 de parcă. Mai puțin, mai puțin, în România până la 60.000. Am Mă apropii și eu pe Y, acum mi-ai dat tristețe. Uite, dacă, dacă, dacă o spargi la 60 de Am ciobituri, am ciobituri, dar n-am spărut. Exact, exact, exact. Aveam și eu ciobituri și la 60.000 s-a împlinit ceasul și ăla e. Mă adevăr că-ți trebuie un parbriz neted. La cât praf și pietricele s la noi pe drum. Parbrizul e consumabil. Exact. Parbrizul trebuie schimbat la o anumită... ar trebui să aibă o anumită calitate și nu are ăsta de la Tesla. Ba, nu da, de China ține mult mai bine decât ala de Europa, am descoperit. Dar de asta ne cumpărăm o mașină. Adică... și pentru asta. eu tu ești acum, tu ești cu, știi, Normal, și că contra. eu, eu, spun așa, toată lumea spune, electrohead, da, cum ai spus și tu, băi, el e cu mașinile electrice, dar înainte de electrohead, eu, eu am fost pasionat de mașinile, de mașini în general. Eu eram pe circuit mereu. Da. da. Stăteam pe circuit cu mașini, la karting. Eu eram o prezență constantă acolo. Eu sunt pasionat de mașini, punct. În moment, eu visam la un moment dat să am o mașină care să meargă foarte repede, care să accelereze repede, să nu coste mai nimic întreținerea și, și, acum și eventual, eventual să-mi produc și singur combustibilul. Hm. Da? Și, acum ai. și peste toate astea, nici să nu poluez. E, asta ți-a venit mai târziu, te-a Exact, asta îmi place când zice toată lumea. Și când am făcut uh, schimbarea, am făcut-o foarte conștient, adică m am dat seama că este o evoluție și pentru mine uh, ordinea e următoarea. Poluarea din orașe, nu mai suportam ideea să mă duc la munte cu o mașină diesel până la Brașov sau până unde mergeam noi la munte și să 60 de litri de motorină ca să mă duc să respir aer, aer curat. Mie mi se pare un nonsens. Și atunci ca să promovez mașinile electrice, eu realizez că partea asta de poluare nu e foarte nu e, o, nu e un subiect în România, da, adică nu, e încă. nu este. Adică nu și atenție, un... nu, nici grădinii, nu mă interesează frunzele, nu... Uh, uh, emisiile de CO2, vorbim de strict de substanțele la super nocive din oraș, da, alea pe care oxizi de azot, fum, microparticule și așa mai departe. Eu cred că e o problemă foarte gravă, dar pentru că oamenii nu sunt mișcați de problema asta. În momentul în care am început, am făcut schimbarea la mașina electrică, am și decis să fac canalul de YouTube, să încep să promovez și am încercat să identific zonele unde pot să fac o schimbare. Pentru ce contează pentru tine? Performanța? Costuri. Pentru tine performanța. O să vin pe circuit cu mașina electrică și o să încerc să te bat ca să-ți scot din cap ideea că poți, că mai au viitor mașini da, pe România, combusti. România e o piață centrată Costurină. pe preț, pe cost. Pentru că atât ne permitem. Ei, și uite, acum, că e propaganda bună, propaganda rea. În fine, E mult mai interesant dacă pui într-o manieră negativă un lucru ca să-l promovezi, da? Da. A, a, ok, îi dau un twist acum. Eu sunt surprins să văd atâta hate împotriva mașinilor electrice. Aproape că e sindromul la Stockholm, dacă nu cine, mă mai Cine are hate? Uh, și văd așa, uh, în comentarii, să, te... să, la comentarii la uh, episodul ăsta pe YouTube, o să vezi. E, foarte, e, destul de puțin hate. Oamenii care mă urmăresc deja de atâția ani de zile au cam înțeles care e treaba. Că... În bula ta. Adică să... îți arăt... Păi, e o bulă e, să e, să să e, e Și aș spune așa. Înainte de a critica mașine, mașina electrică că depinzi de priză sau și așa mai departe, tot felul de mituri din astea, gândește-te că în momentul de față, dacă ai o mașină pe combustie, ești 100% indiferent că faci distanțe mici, distanțe scurte sau distanțe lungi, ești sclavul petroliștilor 100%. Nu poți să te duci nicăieri fără să vizitezi Deamă, o stație de benzină, e de... un diavol pe care îl cunoști. Ah, și e mai puțin de e, de, mai, de, e, e mai puțin rău. Păi... Oamenii, cum zic, cum, cum, învață subconștientul? Prin repetiție și asociere. Dacă atâția ani de zile am mers cu mașina pe benzină și motorină și am supraviețuit, înseamnă că dacă merg în continuare cu mașina pe benzină și motorină, voi supraviețui. ați gândit știe, la ideea asta că dacă ia foc Orientul Mijlociu acum, că vedem ce se întâmplă, prețul petrolului se va duce în cap, poate să-mi spună ceva, mașini electrice se vor... Căuta mai mult sau mai puțin? Doar ideea că pot să-mi produc singur combustibilul, chiar dacă nu o fac. Doar ideea, da, perspectiva. Eu da să dau comandă adică la stau, testa, acum. stau sincer, undeva la casă. Pentru casa, că okay. vreau să fiu pregătit pentru orice. Tu ai panouri, tu ai panouri. Eu panouri acasă okay. și... dar sunt oameni care stau la casă sau ar da. putea să-și pună panouri pe undeva. Nu și le-au pus doar ideea că știu că pot să-mi produc singur energia, chiar dacă nu o fac în momentul nu de față. Nu energia, zi benzina. Benzina, da, că pot să-mi produc eu singur combustibilul, uh, mă face să fiu relaxat. Și uite, ai, ai zis de război, da? cam da? Încola, cu cei știi, care și-a pus stații de benzină, în curte. Ca, să nu, mai e, să, e, mai ca da. să nu mai plătească. Când a început războiul din Ucraina, aveam o, o legătură și în continuare am o legătură foarte bună cu niște oameni de acolo, de la Odessa, care au participat în campionatul de slalom, piloți din Ucraina și așa mai departe. Și când a fost în prima primele zile când a izbucnit războiul, au plecat cu familiile în România. Și au plecat cu două mașini pe combustie și două electrice. i au plecat cu alea două electrice pentru că nu aveau patru electrice. Și de ce? Pentru că tu când pleci într -o, când ești într-o situație din asta de război, da, și când pleci cu o mașină electrică, poți să încarci. Ei aveau și un generator cu el, cu ei, așa, poți să încarci de la priză Poți să încarci cu motorină din generator, să încarci mașina electrică și fii atent, și mai eficient dacă folosești motorină ca să încarci mașina, faci deci, mai mulți kilometri, deci un paradox. Hai să explicăm chestia asta, că de, de cele mai multe ori văd o grămadă de glume din astea, apare tot timpul meme aia cu, ala cu generatorul, da, 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 cu bagaj, nu știu ce. Băi, s-au făcut teste. Dacă iei exact. benzina sau motorina, o transformi în curent, bagi curentul în mașină, mașina o să meargă mai mulți kilometri decât o mașină pe benzină sau motorină. Exact. Pentru Așa că, că -e pentru pe cristian, că ne? ai uh, generatorul ăla e la o turație fixă, optimă să producă doar energie curent. doar curent. Da? În momentul în care tu schimbi vitezele și ai turații diferite, eficiența îți scade. Anyway, și, tăi... și au plecat cu mașina electrică pentru că, într-o situație de război, și chiar firma lor au avut foarte mulți voluntari care au folosit mașini electrice în Ucraina să deplaseze dintr-un loc da. în altul și să-i ajute pe oameni, tot felul de voluntari. Și au plecat cu mașinile electrice din zona de război. Și au zis, singura mașină cu care ești dintr-o zonă de război este mașina electrică pentru că poți să-ți produci acum, sunt și generatoare din astea portabile cu panouri. Deci, deci cu cu o motorină e... nu poți să iei cât mai gaza. Da. Izraelienii au blocat intrarea cisternelor, inclusiv în scop umanitar pentru spitale, pentru că Hamas așteaptă imediat după granițe, ia cisternele și le bagă în mașinile lor de luptă. Deci nu poți. Uh, benzina și motorina <coughs> sunt raționalizate în situații de criză. O să fie cyber uh, 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 acum se lansează. Am văzut că sunt oameni care au primit deja să, să plătească uh, și se vor livra acum în noiembrie. Dar e 100 de mii, nu? Sau... 100 de mii cu de toate. 100 de mii. Da, cu -astea trei motoare. Da, trei motoare. așa nu ne plac. ]kim. Eu sunt mai entuziasmat, sincer, de mașinile electrice. Acum trecem în altă parte. Adică la Tesla e <coughs> Hai să pun altă problema. Dacă ai peste 30-40 de mii de euro, dacă ai peste 40 de mii de euro buget, Uh, mi se pare că nici nu are sens să te mai gândești la o mașină pe combustie, și ai opțiuni, adică te descurci, așa ai așa multe branduri, multe mașini, multe modele. Bătălia se mută pe mașinile de 20-40, acolo unde nu ai nimic. nimic. 20-25 de mii, eu sunt mai, mai strâns cu bugetul. așa e și mașinile care vor permite să scoți uh, energie electrică din mașină către casă sau către alți consumatori. Da, ceea ce la nu... Și aici o să ne dă și nouă prin uh, nu update? Poți. Sau? Nu poți. Nu, nu se poate pentru că uh, felul în care este făcut un chargerul permite încărcare unidirecțională, da, nu da, permite discharge. Da, deci Invertorul unidirecțional este hardware, deci nu poți să-l modifici cu software. Da, am înțeles, Vom da. avea cu siguranță mașini care vor permite lucrul ăsta, da. probabil anul ăsta, la începutul anului viitor și bă, bătălia va fi în zona de 20 25000 de, de euro, asta va fi bătălia anului 2024. Îmi pare super tare chestia asta că poți, de exemplu, să încarci de la o mașină la alta. Mi se pare genial. Da, Oamenii nu realizează că... pe unul, da. pana prostului, acum nu mai iei sticla și te duci la benzinărie ca să iei, ci... Dar nu asta îi dai e. dai la mașina ta direct. Mai important este pentru situații. S-a vorbit de blackout, da? Vorbeam de situații din asta la limită. Știi că am uh, Situații, asta, nu mai, da. știu, cu tremuri doamne ferește, alte, alte calamități care se pot întâmpla, Ai da? 60-70 de kW acasă. Ai 60-70 de kWh în baterie pe care tu poți să-i folosești. Dar fii atent, nu poți să-i folosești doar tu. Folosește întreaga comunitate. Deci dacă ai mașini din astea împărțite pe peste tot, aici pe strada asta dacă ai două mașini, reziști o săptămână. E greu, e greu să pătrunzi ideea asta și ce mai mulți oameni uh, când au de mașini electrice, li se pare că sunt, devin vulnerabili. Când de fapt este fix pe dos. Exact. Și este, de fiecare dată când explicăm asta de ani de zile, uh, e foarte greu să treci de o grămadă de bariere pe care oamenii și le pun și eu le înțeleg și le respect. Primul rând, întotdeauna a fost problema de preț, exact cum ai zis. Da, așa. Apoi este unde găsesc o stații de încărcare, apoi stau prea mult la încărcare, și eu mă grăbesc, eu merg fără oprire de aici până în Amsterdam, n-am eu timp să stau la prizele voastre, după care, uite-te la că e urâtă, după care, uh, uite-te că n-are interior de Deci sunt o grămadă de chestii uh, rămase vechi în mintea oamenilor, care se schimbă, dar se schimbă foarte lent. Pe mine în continuare mă, mă uimește ce succes au în continuare în România suvurile diesel. Să știi că lucrul ăsta nu se mai întâmplă... Inclusiv mașini noi lansate, 2023, sunt lansate direct cu motor 3 diesel. Copiii mei, copiii mei, au 12 și 16 ani. Um, cu, prietenilor, din grupul lor de prieteni, nu concep ideea de a avea o mașină pe combustie. Le se pare o chestie penibilă. Noi încă mai discutăm, da? În anumite categorii de vârstă, încă se mai discută despre mașinile astea, 3.000 diesel. Părinții colegilor Restricții, copilului tău. Exact restricțiile astea din 2035 nu mai ai voie cu mașină pe combustie și începe după aia o dezbatere, dar cine este uie să-mi spună mie dacă am voie sau nu să mai cumpăr. Eu aș scoate restricția aia aș spune, nu mai aveți voie să produceți și după a, 2035, știi, Donald Trump pentru a că nu vei găsi, cu nu vei găsi clienți. Deci nu vei găsi clienți. România în momentul de față are suficient de mulți cumpărători, cererea este foarte mare. Da. Până în 2035 este un termen extrem de optimist, îți imaginezi că cineva o să mai dea bani mulți pe o mașină pe combustie? o să mai dea, o să mai fie, nu e foarte așa. foarte să, să mai fie foarte puțin. Deci, dar generația... ce, ce a spus Donald Trump și e important este că a spus că oamenii ar trebui să aibă dreptul, eu nu sunt fan nici al lui Trump, da. dar omul a zis bine ce a zis, oamenii ar trebui să aibă dreptul să aleg. Da, sunt adică nu mi se pare ok. Pentru ce am spus eu acum. Că da, oamenii să aibă asta, dreptul să aleagă. Băi, eu vreau mașină pe benzină. Aș putea să am, pentru că tehnologia e suficient de avansată, încât să am o mașină suficient de nepoluată. Lasă-mă să am această acum plăcere. Cinci ani, acum 5 ani. Mergeam cu mașina electrică pentru prima dată. 5 ani. Dacă aș fi spus că în România, atunci, dacă aș fi spus că vor fi în România zeci de mii de mașini electrice A, peste 5. ani, pe aș fi fost tarz spărug. Asta este cu sima. Deci creșterea este fenomenală. Deci, ani de zile mergeam prin Corbeanca sau prin alte locuri pe unde mergeam, se uita lumea după mașină și, uh, e, pentru că era prima, de, de cele mai multe ori am fost cu prima test la multe drumuri, mașina se înfingea în, în curbe, știi? Că nu știa încă drumul să să frâneze. -a. Uh, părea, când, când mi-au luat mașina, rădeau oamenii de mine. Am avut oameni care, efectiv, rădeau de mine. Hă, hă, dat, de ce ai dat atâția bani pe o, pe o mașină? la fel cum mi-au spus că de ce nu mi-am tras gaze dacă aveam gaze pe stradă? adică noi avem o grămadă de chestii astea rămase. Și să le spunem o chestie, uite, am sunat un prieten care e tot un model Y, razvan care spunea că a avut Isuzu ca mine, și l-am întrebat, spunem că dau banii acum, astăzi dau banii, spunem cum e mașina și Încă așa. Încă mai ai dubii. Pă cuvânt, da. Încă te mai și poți Da, și fii atent, și omul îmi spune așa, omul avut multe mașini, și mi-a zis, Robert, am 12.000 de kilometri cu mașina, și m-a costat 600 de euro. Pentru și că a plătit. Fă pentru, că zice, plătit. nu, a, pentru că am plătit că n-am încărcat a doar acasă. Am încărcat, m-am dus în concediu și așa. Și ai zis, fă tu socoteala cât te costă pe tine 2 km ăștia cu motorină. Eu consum 8%, da, cu, motorii. cu pandemia la mijloc, eu am economisit deja 30, ar fi cel de, puțin mii. 30 de mii. 30.000 am economisit de, de De patru ori mai mult Asta. ar fi prețul, da? Și atunci, ca, ca eficiență, fără discuție... Damă, da, mă, dar uite, vezi că o să vină oamenii, că eu am avut oameni comentarii și a spus... Păi da, mă, îți dau 40.000 pe mașină și vă uitați la cât consum. Auzi, un Vitar acum Păi da, e... de -aia. Un Suzuki Vitar e, e oamenii, 30 de mii, difer, de mii acolo, Diferența sau... între oamenii cu bani și oamenii fără bani nu e cantitatea de bani. Este felul în care îi cheltuiești. Corect. Am, da. am vrut să vă spun. -o. Și atunci, hai să le dăm un sfat eu cred că uh, cei care fac calcule economice vor face trecerea la electric absolut natural, 100% natural. Adică este uh, e, e logic, da? Și Hai nu, și nu pentru că le spunem noi. Nu pentru că le spunem noi, și fac calculul matematic. Faceți calculul matematic și o să vedeți da. că vă dă bine. Haideți să vorbim cu oamenii care își cumpără mașini peste 50.000, 70.000, 80.000 de euro, 100.000 de euro pentru că avem, da? 3.000 diesel da. despre care vorbeai tu sub ăla. Ce transmiți tu când în 2023 cumperi o mașină de 100.000 de euro, 3000 diesel, mi-am permis, cu care... boss, mi-am permis, boss. Așa, nu Atât. Ei, lucrul ăsta trebuie să nu mai fie o valoare în societate doar că ai bani. Adică, ok, dacă ai bani. Ce ai văzut cât e un Touareg 3 diesel acum? 95.000. Tu știi cât era un x 5 cu 5 ani nou? Ce, transmite? transmiți 000. 50 Ce transmiți cu da, astfel rog, de mașină? promoție, eu am văzut promoție, am, avu, am văzut banner mare în fața la Bavaria, ediție de uh, uh, Winter, BMW X5 Winter okay. Edition, 50 de mii. Ce transmiți? Pentru că peste 50.000 de mii de euro, ca să nu zic mai jos de atât, dar peste 50 de mii, adică exemplul ăsta, SUV de 100.000 de mii de euro, nu mai este o nevoie de mobilitate, da? sunteți de acord, adică da. poți să te deplasezi cu mult mai puțin. Și ce facem? Le facem noi shaming? Și atunci, nu e shaming, nu e shaming. Eu vreau să-i întreb. Ce vrei să transmiți cu mașina aia a, foarte scumpă? A, Care sunt noi, valorile? Asta e o chestie tot trebuie. de educație. Eu Ajungem este... din nou la educație. Da, 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 educația singură te ne, duce unde ar trebui și să Și ne fi. întoarcem la chestia aia. Și și-a permis, e legal și-a luat da, chiar are a plăcut. Voie, are ce voie. e permis, nu e interzis. Corect, Dar eu vreau absolut, să vă întreb acela, că uh, îmi apare obsedant în comentarii. Așa, apropo, toată lumea mă... 298 de cai la mașina aia. Hai mă, două încolo. Deci este ca la, în categoria mașinii electrice. Toată asta lumea e un fel face de mie shaming deci. că, atenție, folosesc banii tuturor ca să iau uh, ah. Rabla Plus și să-mi cumpăr o electrică, nici măcar ne poluantă că acum circulă și această chestiune că sunt mai poluante pentru că da, da și procesul și de calcula. extracție prelucrarea petrolului și așa mai departe și când faci o mașină termică și așa, dar acolo nu se mai socotește. Nu mai punem și aia, punem decât... Ăla de le... devil you know, ăla da, de... da, da. Ai, ai de... gata, așa, ai e. e, Ce părere aveți de chestia asta? E normal, mie mi se pare, de exemplu, normal. Eu n-am prins rabla, știi foarte bine, da. așa, deci eu iau Tesla și, tu? și, și solare, când era fără programul... verde, n-am prins, nu, nu s-a putut. Dacă și stai am luat... după stat să ție chestiile astea, nu o să niciodată. Că e numai pentru băieți făcut. Credem m-am acasă cu fata mea care fără ea nu făceam nimic în viața asta și care mi-a zis bă te dau cu ceva în cap a zis pune mâna ia mașina nu mai sta la să nu mai audă stat să nu mai audă o plătim cât costă și asta este dar ce vreau să spun și e, e interesantă treaba asta este oare mai rău să folosești niște bani ai tuturor, să spunem, acest buget Rabla, ca să pui panouri solare, care e totuși o activitate de eficientizare energetică, mă gândesc eu, într-un fel pentru țară, adică faci un bine pentru țară per total și în același timp să-ți iei o mașină electrică, iarăși faci un bine pentru orașul în care te deplasezi, că nu mai poluezi, și duci tehnologia mai departe, și care este diferența? Și am avut inclusiv comentarii în care îmi spuneau: Alocația unui copil este 400 de lei, și noi dăm bani pentru rabla ca să-și ia cu tare da. și cu tare. Și întrebarea mea este: este oare mai rău să facem treaba asta, să dăm banii de rabla pentru mașini sau pentru casa verde? Care e diferența? Dacă noi facem un parc cum a făcut Ploieștiul în mijlocul nu știu unde Câmpului. sau ne batem joc de bani care sunt tot banii noștri și, și eu contribui și eu am firmă și da. tu ai și tu ai și contribuim și contribuim bani mulți și cumva mie iată nu mi s-a întors nici Rabla nici Casa Verde eu doar am contribuit deci nu păi... sunt și un beneficiar dar în același timp îmi pun această problemă oare oamenii ăștia care comentează se gândesc? câte mii și mii și mii de miliarde s-au irosit în țara asta din banii noștri ai tuturor pentru a se face ce? Nimic. Uite, și de, de casă... fapt, da. Casa Verde și Rabla chiar au făcut ceva. Rabla da. Plus a, a mișcat fenomenul electric într-o direcție. Posibil, eu cu Ciprian am mai discutat chestia asta, posibil ca la anul să nu mai avem 10.000 euro. să vor schimba, regulile, să vă schimba. Vă schimba da. regulile, știi? este ireal, deci tu spui așa, cu aia 10.000 de euro pot să fac ceva ca să fie mai benefic pentru toată societatea? Realitatea e următoarea. Dacă nu. stuiți și în aplicația de la sistemul fotovoltaic, sigur aveți voi aplicațiile alea, Îți spune care este corespondentul de emisii pentru în, fiecare, în kilometri, în mers copaci, cu avionul și în, în copac, și, în da, și da, da, așa da, da, mai departe. Da, da. Ideea este că nu cred că am avea în România o suprafață Să o împădurim Ca să compensăm poluarea mașinilor din București Deci nu am avea unde să punem atâția copaci Deci noi trebuie să reducem emisiile alea Cum o face, asta rămâne de văzut Cu mașini electrice, cu niște restricții Cu... Încercăm să... Ar trebui să dăm orașul oamenilor Mai mult prin centru, adică sunt multe Îți dau o paranteză scurtă aici Știi care este cel mai prietenos cu pietonii oraș din Europa, capitală? Aștept ceva, Oslo să zici Berlin Berlin? Cel mai verde, cel mai mari parcuri, cea mai bună infrastructură, cel mai bun transport public. Cu toate astea, au parcuri uriașe. Deci, acolo nu e trafic în oraș aproape niciodată. Pentru că oamenii merg mult cu mult transportul public. Cu toate astea, în parcurile alea super-înverzite au măsurat uh, cantitățile de poluare, de nox, și sunt toxice, și acolo. Nu, nu există un oraș în care să compensezi. Nu poți. emisiile de la țeavă. Nu, nu poți. ai cum să le elimini cu vegetație în oraș. Haideți să vă mai spun încă una, că dacă tot vorbim de modalități de a compensa. Copiii mei folosesc transportul public. Și aud foarte mulți în comentarii, am văzut și la mine, oh, am văzut cine? și la voi. A, nu? Atenție, am văzut și la voi. Voi lăsa mașina când transportul public va fi pus la punct. Eu E pus am la punct. Asta, da, nu e e pus, asta. pus la punct. Nu. Fii atent. E pus la punct. Există o aplicație de la STB, am văzut-o și eu, Copiii știu la cât ajunge autobuzul, mă sună și îmi spun, vezi că ajung și atenție, ei nu merg din București în București, merg din București în afara Bucureștiului, ajung acasă, Poate acolo se, se văd, atenție, sunt punct. anumite zone, fii, fii atent, să știi că sunt foarte multe zone, DN1 ăla e o zonă foarte circulată, sunt foarte multe zone în care transportul public, nu sunt eu omul care se de instituțiile de stat, da, adică cred că e clar, Ia. dar... Sunt zone în care transportul public chiar funcționează Metroul funcționează da. mai bine Autobuzele funcționează mai bine Și atunci trebuie să dai un pic de spațiu Ca să dezvolte transportul ăsta public Adică e ok, toată lumea merge cu mașina pe, da. pe, pe, Din zonele astea limitrofe Dar de care e miza? Hai să explicăm un pic Care este miza? Eu am mai vorbit de chestia asta Inclusiv la TEDx la Brașov Și am încercat să o pun într-o chestie Cât se poate de simplu de înțeles pentru toată lumea De ce vorbim noi de polar din marele orașe? Nu e pentru că ne dorim noi cămăși albe sau să, să nu știu cu reverul negru. E pentru că pur și simplu în București speranța de viață este pe locul 5 de la jos, de jos. La cu, cu șapte ani mai puțin, nu dacă nu mă știu. Cu șapte ani mai puțin decât Occident unde, au, spre exemplu, să luăm Norvegia, da? că avem un exemplu de bune practici. Tocmai ce s-a anunțat săptămâna asta, Volkswagen a anunțat că ultimul golf termic se va vinde în Norvegia până la sfârșitul anului 2023. 4 din 5 mașini anul ăsta. Deci, anu asta, practic, ei sunt cu 12 ani în față. În față. Până în 2035 nu vei mai avea clienți pentru mașini pe combustie. Exact. Exact. Dar noi încă, aici în bula noastră, încă vindem SUV diesel, că așa a vrut clientul. Da, da, dacă așa a vrut clientul. Bine, nu, hai să nu, mă mai spune... noi marketing mult pe gât. Nu, nu, e doar clientul. O chestie interesantă, deci în Norvegia 4 din 5 deja sunt electrice și speranța de viață este cu 7 ani mai bună. Pentru că pur și simplu am mai puțină poluare în marile orașe. Le-am suprapus unul la unul. Unde e poluare în marile orașe, speranța de viață este mai mică. Se le. Iar da, da. S Sunt la și, și alți factori acolo. Alimentație mai bună, stil de. Nu ar neapărat în Deci e strict legat de poluare. Buc nu doar București, și Cluj și Timișoara au probleme, orașele mari din România au probleme foarte mari. Gândește doar la faptul că noi nu avem curajul, deci noi nu avem curajul să monitorizăm calitatea aerului calitatea real. Aia, real. Adică dacă o la senzorul aia de măsurare a calității aerului din București, să montați în zone verzi prin copaci. Deci nu are nimeni curajul să <laughs> pună Aș Și se întrerup în zilele cele mai nasoale. Exact. Și la un moment dat ies offline când? Când s-ar putea să fie valorile mult prea mari ca să nu ne luăm amendă. Adică noi ne păcălim, noi pe noi ne furăm căciula unul altuia. există decizie, ideea... nu există decizie. Nu, este trebuie, asta nu. Uh, discuția asta, de exemplu, pe care o avem, este ok, pentru că asta face parte din conștientizarea publicului, pentru că dacă oamenii cer, schimbarea se întâmplă. Mai țineți minte, era cum îl chema? Berceanu sau cum? Așa. Berceanu sau așa? Mai da. e? Nu mai e. Gata. Pa. Păi. A venit omul, a arătat, la a simteșt, a deranjat, a plecat. Șapte, șapte ani. ani, șapte ani mai puțin trăiesc locuitorii din marile orașe poluate față de alte orașe mari în care există trafic. Nu am comparat cu vârful de da, munte. Da, George, da, știi cum zice românul. Nu am comparat cu vârful muntelui. Da. Cum zice românul, decât o viață, ceoară mai bine o zi vultur. <laughs> și de ce să-mi iau să mașina <laughs> dacă pot să mă să-mi iau BMW-ul la mâna a doua? Corect? Exact, da. Și dacă atât a putut. Testa eu am astfel. spus așa, singura mașină pe combustie pe care o recomand, și aici sunt sub egoist, este orice mașină de la Dacia produsă în România. Adică dacă măcar îmi fac rău, măcar să am și un câștig economic. Da, dar nici aia nu mai e românească. Ai văzut, vine și spune, nu mai bă, nu banii știu, să e băi, nu duc la francezi la Mioveni, și așa, Dacă și... e produsă la Mioveni, sunt ok, sunt prietenos, da. mă fac că nu văd. Hai să văd o un altă zonă. Dar, dar câte, câte Sandero ați văzut pe stradă? Că e cea mai bună mașină din Europa. Va? din Europa. Și, da. În, nu, nu, mai e. E că, pe locul 2, E Y. A, și după model Y. Oricum, și pe 3, și tot era A fost numărul 1, a, a reușit să bată pe joul, mi se a pare. A bătut golful. Nu. E... Era ușor de, de bătut. Da. Era ușor de bătut, dar la număr de vânzări a bătut, bătut pe joul 208, dacă nu da. greșesc. Da. Și, și acum, Sandero a fost bătut de o mașină de două ori și jumătate mai scumpă. Greșesc? Da. De Corect. Două ori și jumătate mai scumpă. Deci, în mod ca număr de unități, a bătut și Sandero, Dar Sandero nici până azi nu are succes în România. S-a întâmplat uh, schimbarea în industria auto de acum este foarte asemănătoare cu schimbarea pe care am, am trăit-o la telefoane. Îmi aduc aminte și acum când am luat primul telefon, primul iPhone care costa 500 de euro și toată lumea râdea în jurul meu și spunea 500 de euro pentru un telefon? Ai nebunie? Și acum nebun? asta niciodată nu o să și funcționeze. Și am spus, în maxim 5 ani toată lumea va avea un display din ăla în față și o să... Și care erau problemele la smartphone? Hai să ne aducem aminte. Că nu mai are butoane, da. că nu ține bateria, nu ți se pare oarecum similar că avem aceleași probleme? Oamenii au această chestiune. Uite, eu am un exemplu foarte bun, l-am dat de multe ori și cu tine l-am mai vorbit. Cu Ce s-a întâmplat acolo 130 de ani sau când a apărut prima mașină. Erau toți cu șaretele, cu căruțele, cu ceva așa, birjarii stăteau în oraș și a apărut unul, puf, 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 cu primul automobil. Și toată lumea a el și a zis, bă, râdeau, mai beau o bere oamenii acolo și a zis, bă, așa ceva nu va exista dar să știți că asta și când a apărut pistolul sau asta, muscheta, când a apărut toți arcașii aia care trăgeau 20 da. de săgeți pe minut, au zis, bă, până în car, știu într-un minut, noi îți băgăm 20 de săgeți unde vrei tu și vei fi mort. Da. Și da. cu toate astea, aceste epoci tehnologice sau cum să le zicem noi, ele evoluează indiferent de cei care se opun. Pentru că cei care se opun da. sunt, de fapt, late adopters. Da? Eu n-am fost în tehnologia electrică un early adopter, cum a fost Ciprian sau tu, sau alții care sunt cunoscuți. Ai fost realist. Dar da. am fost realist, adică am așteptat da. am, și am înțeles, exact. mi-am dat seama. Domne, mergând cu păi alte mașini... nu exista utilitară pentru ce aveai tu nevoie. Nu există nici acum. Ai, există Riviano, dar încă nu e aici. O, mă scuza, nu, banii... Alt, banii alt, și, alt buget. Nu, Da. Al buget. Buget. Da, buget. Dar fii atent. Uite, mai dau ceva la ce ai spus. Puțină lume știe că până să apară automobilul, în America erau discuții interminabile despre ce spanac facem noi cu industria cailor. Știți povestea cu cai? Era infernal. Știi de ce au casele din New York parterul ridicat? Băgau cai înăuntru sau? Nu, se strângea bălegarul la marginea drumului și puțea în fiorător. Și îl băgau acolo sau ce? Deci, se cu el ceva? Nu, nu, efectiv. Să mai puțin. Să miroase mai puțin. Mamă. Deci dacă cauți, uite, căutați, nu, 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 mă, nu, mă, credeți pe cuvânt, am cercetat chestia asta, a rămas fascinat. Caută horses in New York și o să vezi niște imagini, deci erau munți de bălegar pe margine, erau firme care trebuia să strângă nori, nu, nu reușeau niciodată, pentru că erau foarte mulți cai și mai era o industrie uriașă de asigurare cailor. Caii mureau foarte des sau că se întâmplau accidente. Dacă se întâmpla un accident și un cal era vătămat, nu puteai să-l duci la service generația copiilor trebuia mei trebuia rezolvat, trebuia să vină de la firma aia calul stătea acolo și uh, cum să zic, bolunzea acolo până când venea de la firmă să-l uh, așa și după, după ce îl uh, sacrificau ce crezi că făceau? îl lăsau acolo, de ce crezi? nu pot să-mi imaginez trebuia să intre în putrefacție ca să-l poată felia pentru că nu-l puteau ridica, nu aveau cu ce, că se cu alți cai. Băi, deci căutați otați da, chestia asta. Da, da, Mirosul da, din New York s-a făcut conferință națională, au adus specialiști din străinătate și în cele din urmă au, au, închis conferința mai devreme pentru că au recunoscut că nu avem soluție la problema cailor. Câțiva mai târziu a apărat Ford cu modelul T și s-a închis problema fără niciun fel de negociere națională, fără criză, vai, da. vai, ce o să mai facă industria cailor. Uite acum, copiii mei, peste 10 ani, Îți spun eu că nu vor mai trece generația lor. Adică în 10 ani, cei care sunt acum adolescenți, când vor ajunge la vârsta matură, da? Nu se vor gândi să-și cumpere mașină. Dacă pe le dăm play la clipul ăsta, nu se vor mai gândi. Știi, știi ce vor spune? Băi, era unii în București. Stai să vă spun două milioane de mașini din alea care scoteau fum, bă, cu oxizi, cu... și respirau. Deci mașinile stăteau chiar, fii atent, mașinile stăteau chiar lângă stația de autobuz unde așteptau oamenii. Și tot fumul ăla se ducea la oamenii care stăteau în stație și fii atent, mașinile treceau și printre blocuri, militari, drumul taberei și așa mai departe și tot fumul ăla n-are unde să ducă, nu? Să ducea în casele oamenilor și oamenii, oamenii respirau chestia aia, vă dați seama. Deci, discuția asta se va purta peste 15 ani da, peste să 15 ani o să vezi că nu o să mai tineretul din ziua de azi nu va mai fi pasionat de mașini cum suntem noi nu va mai fi va fi la fel e ok eu sunt de acord ei vor avea o soluție de transport către asta ne îndreptăm nu și Elon Musk a văzut asta foarte bine ești pasionat el are un ecran și un volan următorul care dispare e volan ești pasionat de mașina pe combustie de putere nu mergi pe circuit ești pasionat de zgomotul pe care îl face atenție zgomotul da Haideți să stabilim un pic și cu zgomotul ăsta dacă E nu fake, să, e nu fake la toate mașinile premium din Germania Sunetul este fake 100% Dar și vreau să spun ceva. Evacuări tunate pentru sunet Are BMW colaborare cu Akrapovic Ca să se audă într-un fel da, bă, până... Mercedes are un buton care schimbă sunet Băi, dar motorul ăsta are aceeași putere și cu sunet și fără Deci care e și șmecheria? Păi ca să se audă deci, Sunetul vine din curse, din racing dacă vreți da, Din motorsport Sunetul puternic era consecința puterii Da Ok, și asta s-a împământenit. Scun, zgomot mai mare, putere mai mare, deci înseamnă că okay, ești mai bărbat. Da? E Renault Clio Atenție, și bagi motor de dar V6, un, nu știu un de de care. De. Chiar și în perioada aia, când erau mașini puternice cu zgomot foarte mare, erau foarte multe mașini normale. Adică dacă nu ieșim acum pe stradă, 90% dintre mașinile care circulă pe stradă sunt motoare 1, 5, 2, 0, 1, 1 și așa mai departe. Poți să fii pasionat de zgomotul pe care scoate un motor de 1000? Nu. Nu, n-ai cum, da? Adică, treaba asta cu zgomotul, cu sunetul, dacă chiar îți place, du-te odată pe un Nürburgring, du-te pe un circuit. Deci, pe calea victoriei. Și pe vine, cu vine, vine zero, Hai să văd zona din zonă. Și o doresc uh. foarte tare. Bă. Da, uite, paranteze cu ce ai spus tu, am început să avem tot mai multe locuri în România unde poți să te duci, să te dai cu. Calu, corect, așa va fi. Și asta e bine. Da, și s-a da. întors chestia asta cu cai, să, să dau foarte mulți bani pe cai. Ca da, să știi că și cu arcurile. E, 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 da. Se trage cu am arcul. Se am fost să trag cu arcul da, cu vreo da, două da, weekenduri. Da. Mamă ce mi-a plăcut. Eu am două arcuri acasă. vezi, și pe -am. eu deci, am arc Dar, dar, <laughs> suntem pregătiți. Nu am arc pentru apăra, autoapărare. Nici da? n -ai voie, și ai nici nu de țin aici. cal, că nu mai permit că acum să ai cal, nu mai e de necesitate, e o chestie de lux. Trebuie să duci la, acolo la padoc, să-l întreții, să te ocupi de el. Să când cai da, doar și costă, costă, am văzut enorm. că e scump. da. Așa da, va da. fi cu mașinile pe combustie. Așa o să fie cu mașinile de combustie peste 20 de ani. Da, da. Uh, Uite, am acest Porsche de colecție pe care îl scot doar la sărbători. Corect. corect Hai da? să vorbim de un BID de colecție sau de... A, spana, vreau, vreau să mergem în zona asta pentru că am fost Zip. cu Ciprian la salonul auto ăsta de spălătorii sau cum să numeai așa că am ce fost acolo. Tăci, nu, tăci. E, dar nu sunt răută ce e o realitate. La a ce? fost acolo și jumătate din spațiul expozițional era ocupat de spălătorile automate, adică, Pim serios. Se... Păi tot da, mi, -mi se pare cea mai tare invenție, cea, mai... Este, da, cea mai, este... mai șmecheră chestie care a apărut da, în România să după spun ce eu, Revoluție sunt spălătorile. Când a prima dată eu în măcar străinătate, în, în Occident, mulți ani în urmă, în Elveția, eu, ei aveau spălătorile astea automate, eu n-am avut unde să spăl mașina. Deci noi suntem cu 30 de ani în urmă. S-a ieftinit spălatul între timp la astea automate, s-a ieftinit tehnologia. Și la salonul auto cu spălătorii am văzut niște mașini <fie> chinezești. Da, așa. Ciprian le-a studiat, așa. mi-e ce... frică. Așa și? Mi-e frică. Deci, sincer, Vrei nu să spun ce se să mai... fac o previziune în 12 luni? Mașinile electrice peste 40 50000 de mii de euro buget chinezești se vor vinde greu pentru da. că peste suma asta ai nevoie de statut, un da. statut pe care mașina Dar sub se vor vinde tot. Am fost la Chișinău da. săptămâna trecută, duminică, într-un mall, am și publicat un video, am, am împiedicat peste două mașini în mall. Nu-ți mai spun că am văzut acolo aia motor, zicăr, pe stradă, da, BYD-uri și așa. La Chișinău zici și e o nebunie. Deci au zikar. foarte, multe, da, au foarte multe mașini Nu știu ce, ce din nu China. vin și la noi, eu aștept zikar aici. Uh, a, este, vor este, este am uh, uh, văzut. Uh, vor veni. da, vor veni în România, cu siguranță anul ăsta vom avea primul anunț mai important, așa, o să avem niște chinezi care o să vină. Chinezi, da, impropriu spus, că acum sunt companii de peste tot amestecate, uh, bugete de 40-50.000 de euro, mașini chinezești cu suma asta nu se vor vinde în Europa, foarte greu, pentru că vrei, prefer să iei un Mercedes electric sau un BMW electric sau o mașină pentru statul de pentru statut, pentru statut. Da, da, da. Mașinile în zona de 20-25.000 de euro unde se pune accentul pe preț, și vor fi pentru mașinile uh, chinezești și autonomie, bineînțeles, și intenționez să-mi cumpăr o mașină cu baterie mai mică decât Tesla, pentru că nu cred că viitorul este în mașinile cu autonomie de 1000 de kilometri. Sunt nicio. atât de multe stații încât dacă ai 300 de kilometri autonomie te duci unde vrei. Și uite așa, ajunge și la vin, Atenție, și vin europenii, mm. nu ajunge la Toyota. Toyota, pentru mine, Toyota e pe ultimul loc ai, nu, sub ]ul. Zici Dar împunosc, partea mă. surprinzătoare pentru mașinile electrice. cea mai cea mai surprinzătoare știre pentru mine a fost Citroenul cu EC3, EC3 da. produs în Slovacia. Că am văzut-o și pasta de mult. Produs în Slovacia, nu mă așteptam. Rupen o mașină la, la 23.000 de euro, cu tot cu TVA de la, ok, să zicem, 25.000 de euro. e -3008 și EC3, înainte de Rabla, înainte de tot ce vreți voi, mașină produsă în Europa care arată bine. Adică eu Ceea ce ne demonstrează că Dacia Spring e țeapă la preț. 100% Dacia Spring a fost sunt convins întun, că Dacia Spring este renom, Dacia care Spring era 8000 de euro în China 8000 de a dolari fost, da? Putem fi de acord că Dacia Spring și este în continuare o sugativă pentru programul Rabla din România? Da, 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 da Am, am Să două. Să se chestii. mute banii de la români la Franța uh, Programul, hai, hai, deci hai, avem două zis. programe Două programe avem Programul Rabla clasic, care este un program de susținere a producătorului național Dacia, mascat într-un program de mediu Ceea ce e ok. Ceea ce e ok, pentru că produce aici. Deci ai văzut, nu da, sunt răutăcii da? Nu mă deranjează, da? O punem sub formă de mediu, dacă vreți. Și programul Rabla Plus, care era nedefinit, undefined, da? Ca să înțelegeți ce s-a întâmplat în ultima sesiune în care tu n-ai reușit să depui la Rabla Plus, este că o sumă foarte mare de bani de la persoane juridice s-a mutat la persoane fizice, pentru că Ceea ce era împotriva, împotriva logicii, logicii la momentul. de mediu, de ce vrei tu, de cerere, era cererea mult mai cererea mare. Cererea era la juridice, nu la fizice. Exact. S-a mutat ca Dacia să aibă suficient de mult buget să vândă toate mașinile pe care le are pe stock, Pentru că, prioritar, mașini, springurile erau cumpărate de uh, persoane fizice. Exact. Deci s-a făcut totul pentru a sprijini Dacia. Atenție! Eu iau și uh, partea cealaltă în discuție. Spring are niște merite pe care o să le recunosc întotdeauna. În primul Așa rând, este. a democratizat partea asta de mașină. Exact, da. A democratizat uh, adopția și oamenii au învățat că, că. Se poate. Că se poate și. Că da, mașină rea, e o mașină bună. Uh, eu am spus. Nu există mașină bună sau rea, există mașină care nu are prețul corect. Dacă vrei. Exact la Model 3 100.000 de, de euro. Cea mai proastă mașină la bani. Evident, da, da, Tesla Model 3 30.000 de, de euro. Cea mai bună mașină de lume. Și mai Exact. Adică acolo suntem. Springul a ajutat tu foarte mai seama, mult. se mai toată un model 3 -ul. Dacă ar prinde rabla la 10.000, ar fi mașina de 30.000. Eu am militat pentru reducerea, poate mă înjură lumea, dar probabil nu, că nu, sunt Eu am militat am pentru... Chestia asta, da. Și cu Robert am vorbit foarte mult, chiar am avut o ocazie, o discuție la minister, am spus așa, programul Rabla Plus trebuie să fie un program care să stimuleze cererea. Nu este un program prin care neapărat Robert sau eu sau tu să primim 10.000 de euro. Da? Putea să-mi dea și 4.000 de euro, nu mă deranja. Era un stimulant. Deci, mă rata de creștere de adopție a mașinilor Electrice în România este o ortoie de la An la an. Da. Anul trecut am avut, ar trebui să avem anul ăsta cam 15.000 de mașini, dar atenție, pentru prima dată în istoria programului Rabra Plus, Rabra Plus a fost o piedică. Pentru că s-au terminat voucherele foarte devreme, oamenii au amânat achiziția și amână mulți achiziția și nu o să atingem 15.000 de mașini, o să vinde mai pentru puține. Pentru că nu se vând, Pentru dar că, dar că dar nu se vând. De... Și atunci am propus în bugetul de anul viitor, care s-ar putea să fie un miliard de lei, am discutat și cu Ministrul Mediului și am am spus propunerea mea că, și propunerea noastră, că și am discutat -o înainte, să reducem uh, valoarea primei, să împărțim bugetul pe care îl avem disponibil la 25.000 de bucăți, vedem ce sumă rezultă și aceea este suma pentru Rabla Plus, pe care ar trebui să o primească cineva pentru Rabla Plus. Nu toate mașinile se vând prin Rabla Plus, da. mai sunt și firme care cumpără prin alte mișloace și oameni da. care nu se califică și așa mai departe, dar atunci Rabla Plus ar fi într-adevăr un stimulant ca să dublăm încă o dată... Uh... Și de ce insistăm pentru chestia asta, pentru uh, persoane juridice? Mașinile luate de firme circulă mai mult... Și ce, de la multe în orașe. Da, Ministrul medu a fost de acord cu raționamentul și ăsta, chiar el a spus. -o. Asta e motivul pentru care nu m-am pornit niciodată, n-am făcut niciodată scandal. Uh celor de la Uber sau care fac ride sharing care stăteau și, -și lăsau rând la stațiile de încărcare gratuite de pe la hipermarketuri. Eu mă bucuram când vedeam că era bătaie pe ele pentru că toți kilovații se transformau în kilometri în oraș fără adică fum, nepoluare. Dar, fără da, nepoluare. nepoluare. Da, da. Adică dacă vrem cu adevărat să facem schimbarea, jumătate, mai mult de jumătate din poluare din marile orașe este transportul public și ride sharing. Dacă le electrificăm pe astea două, eliminăm mai mult de jumate din Avem fum. Avem un minus. Avem un minus la transport public. Da. Acum am țes că vin că... niște autobuze electrice. Le-am văzut, am văzut... Uh, Autobuzele nu am văzut, am, am văzut promisiune. am văzut... Uh, Le-am văzut, niște eu, erau poze cu ele pe vapor. Uh, da. Sunt pe drum. Noi am păcălit, iar ne-am furat la mult timp cu transportul public, transportul electrificat în București. București este pentru ultimele orașe care primesc autobuze electrice. Deci da. chiar foarte prost și au făcut treaba, din punctul ăsta de vedere. Așa e. Și întotdeauna dădeau rapoarte care spuneau așa, peste 50% dintre bucureșteni sunt transportați de sistemul de transport public folosind mijloace nepoluante, electric adică. Metro adică. Adică metro, troleu, tramvai și așa mai departe. Și, hmm. într-adevăr, toată infrastructura asta de transport electric este veche de vremea. Da, dar funcționează. Nu că și funcționează. Și merge. Eu sunt convins că există trolei de două cu 2 milioane de kilometri fără probleme. Da, acum vor să bage niște trolebuze care au uh, și o parte de stocare, au o baterie și în momentul în care pantograful ăla să uh, vine, să dă jos, poate să continue, poate să continue uh, traseu și mai au avantajul dacă e blocat uh, calea de rurale. Își dă jos uh, conexiunea Hai. și poate să meargă 30 de kilometri, pot face niște trasee mai sofisticate, deci apar niște beneficii exact și niște beneficii... Auziți, dar noi nu avem, uh, nu, nu este reglementat undeva în lege ca o anumită proporție din parcul guvernamental să spunem, sau al statului să fie electrificat sau... Adică vin, vin, și... vin, cel mult vin la evenimente într-un duster sau ministrul vine într-o mașină de împrumut sau cumpărată da. de electrică ca să că de apine, ei, în devine, dar ei ogonesc sigur. în mașini, toate sunt termice ca să fim siguri că nu rămânem în pană. Exact, da. mașinile despre care vorbeai, le vezi, mașinile alea cu girofar care se plimbă prin oraș și prin... Ți-ai luat o mașină electrică sau te gândești la una? Singurul gând care-ți vine în minte este unde o încarci. Îți recomandăm stația electrică pe care o folosește și George, cea de 22 de kWh de la Victron. Se instalează rapid, îți recomandăm și un profesionist pentru asta și este atât de deșteaptă încât îți poate calcula și poate, doar dacă vrei, să comute între panourile fotovoltaice și rețeaua publică de electricitate ca să obții cel mai bun preț pe kW. O găsești acum pe Gadget Boutique, magazinul nostru cu cele mai bune gadgeturi. Alege să cumperi de la noi, de pe gb.ro, doar gadgeturi alese și testate de noi. Asta ar fi, adică eu am apreciat, de exemplu, că am văzut la poliția exact. pe la sectorul 1 sau ceva, am văzut hibride și, și, sectorul și 3, pare zoe. am văzut electrice, deci mi se pare super ok da. și eu am sfătuit, am mulți prieteni la poligon care au firme de pază mari și le-am zis, bă oameni buni, în loc să iei un sport sau mai știu eu, ce mașină, să stea la în ea 2 inch cu motorul pornit, să po pentru că iarna stau cu motorul pornit să se încălzească mașina, cum ar fi să iei o electrică? Gândește-te, cum ar fi da. ca flota ta, ai 200 de mașini, 300 de mașini, să fii electric, Să știi că mulți au în Oradea, În Oradea, inclusiv mașina care strânge gunoi în zona istorică a orașului, da. E electrică, da, am văzut. E un Twizy. Au mai multe Renault Twizy, un Renault Twizy care are în spate un tomberon. Și omul să dă, da, să dă jos din tizzy la ăla e foarte ușor de dat jos. Și gândește că Tizzy-ul ăla, cel mai rău lucru care se poate întâmpla în afară de un accident, este să i se uzeze bateria pe care o schimbi. Da, nu are ce să schimbe, Deci ce accident E, e, ești în centru vechi, n-ai ce accident Doar să te lovești cu un scooter Cu un, exact. un o trotinetă mi Iar mi-a mi venit o idee pe care eu cu Ciprian Toate le-am discutat Deci tot ce am vorbit aici, noi, <laughs> noi am vorbit înainte Dar fără să știm că ne vom întâlni <laughs> okay. la, Că nici măcar nu ne-ai nu, nu nu, spus Mi-am nu, nu nu, nu, eu, eu, eu mi propus să vă fac Am ambuscat de aici, dar <laughs> <Și laughs> nu mi-a nu, fost invers Ce voiam <laughs> să spun, că am discutat la un moment dat cu Ciprian Tot pe chestia nu, asta nu cu mașinile electrice Lumea se plânge că Bateriile se degradează și bă, nici n-ai pornit mașina electrică și s-a degradat. Și eu i-am spus de ce prima dată, mă, tu îți dai seama că dacă noi am avea la bordul mașinii mele termice că eu sunt singurul de aici care mai are mașină termică, dacă aș avea un indicator acum de degradare aș face depresie când mor degradarea mașină. motorului degradarea spus, motorului adică ia povestește-ne care e degradarea la un diesel după 50, 100, 150, păi, te nu te 200 e un calcul simplu eu nici nu stau să-l fac este foarte valabilă acea chestiune când ai apăsat butonul sau când ai dat prima cheie începe uzura da? deci la orice toată lumea știe da? la orice există o curbă care e o uzură inițială mai mare la motorul termic în nu știu 5.000-15.000 de km în funcție de cum e el de strâns și făcut după care ea se aplatizează puțin, adică probabil 80.000-100.000 de, de, de km parcurs e uzura minimă, după care începe Accelerat. degradarea, să spunem, a motorului. Dar, materialului. Sigur, în funcție de cum e menținut, cum e condus, ce motorie, e, cât de fiabile și așa mai departe. Dar ce vreau să spun, că acum majoritatea motoarelor sunt, ratingul hai să dăm exemplu astea, care sunt 1.0 EcoBoost și ce să mai circulă pe la noi acum fabricat în România, sunt 250.000 de km. Este ratingul, adică durata de viață așteptată pentru un asemenea motor. Deci tu când ai cumpărat la mâna a doua un, nu dau marca acum, un model care are un motor cu 180.000 de km în el, el poate să mai ține 100.000, dacă a fost îngrijit sau așa, dar dacă nu a fost îngrijit, poate peste 20.000 să te lase. Și atunci, tu când cumperi mașina de asta și, și da, foarte da, multă lume o cumpără și zice ce mașină senzațională, uite cum merge, ce frumos toarce motorul, reviziile la zi, tra -la, la Dar dacă ar avea acel indicator de uzură la bord, ar scrie că mașina mai, mai are 13% ori. viață sau 20% viață în ea, da? Oamenii nu știu cât de repede se uzează motoarele astea mici pentru că sunt, lucrează în turații mai mari. Uh, sunt 5 mai tare. Da, sunt atâtea piese mișcare, sunt atâtea uleiuri contrafăcute Și sunt mai, mai, mai este atâta carne. lipsă de mentenanță. În România de este o nebunie. Majoritatea mașinilor noi care vin, vin cu uh, scrie în carte că poți să schimbi uleiul la 30 de mii. Sau povestea clasică cu bmw clasică cu așa, uleiul Lifetime la cutia de viteze automată. Da? Am un prieten care cel mai mare reparator de cutii din Europa este. Și omul mi-a zis, Robert, vrei Bine să... el. Și a zis, vrei să, vrei, ai, vrei să, de ai, vrei să viață la... Ce mașină ai tu, Isuzu? La 60 de mii să vii să schimbi uleiul. Nu plătești, vii la mine, dar să schimbi uleiul. Și a măi, chiar vrei să că la mine în carte scrie că la 120 de mii trebuie să schimbi uleiul. Și a zis, nu. Că dacă ți-o desfac și ți ară ce iese din ea, plângi. Și ce iese? De fapt, de ce, de ce trebuie să schimbi uleiul la mașină Uleiul termice? trebuie schimbat la, la cutia automată, în primul rând. Trebuie schimbat pentru că el se încălzește foarte tare. Mergi cu ea în trafic 20 -30 da, sau viteză sau de tale, frecări și așa mai departe și când se încălzește el se degradează își pierde proprietățile pe urmă adună din cutie toate să spunem șpan. de șpanul da? el există, în funcție de cutie sunt sisteme diferite care colectează șpanul magnetic sau sub o formă sau alta cu niște decantoare sau cu niște șicane prin care el nu se mai duce mai departe, rămâne dar asta ce înseamnă? Că la un moment dat tu când îi schimbi uleiul, omul ăla îți curăță, scoate șpanul, scoate tot, deci pui din nou ulei pe curat și dai o nouă viață. prietenul ăsta al meu... Da, dar, paranteze, la angrenajele alea unde deja ai luat un pic de șpan, angrenajul nu mai e perfect. E uzat, bineînțeles. Dar prietenul meu va face, scade. scade randamentul și o să facă și mai mult șpan. Fii atent ce spune, el are, o, el are o vorbă care mie îmi place foarte mult și ar fi bună pentru toată lumea. Nu există dacă se va strica vreodată cutia automată sau nu, ea se va strica, important este când deci practic în momentul în care ai o cutie automată, tu mașina e predispusă să se strice, cutia automată ca hai să zicem o cutie cu convertitor convențională consumabil, ea este mai slabă mecanic decât o cutie manuală. Cutia și, și este, met... este complicată. Da, este complicată, are, mă rog, niște angrenaje acolo. Multe piese în mișcare. Multe piese în mișcare mai slabe. Da, mă, Ideea da, și este bateria, că... dacă se strică. Ce vreau A, să spun eu la mașină? argumentul, mașina. știi, contra. Că ne ducem la mașina electrică acum, da. Bateria, dacă se strică, așa cum spune Ciprian, e un cost care îl vedem pe toate canalele astea media. 20.000 de, de euro. Tesla, nu, nu a luat foc sau s-a inundat și uh, au cerut, cerut atâția la Tesla România. 10.000 uh, 10, 10, de euro mii cu tot o, montaj. O baterie, da? o baterie de model 3 long range, dar cu uh, regula să îi lași, să lași bateria ah, veche. Ce șmecherie. Exact. George, că, uite un motor. Da, fii atent, uite. Vezi, ai văzut ce a spus George? Ce șmecherie! Păi da, este că, că mi-e vreo baterie îți faci, îți faci păi mașina da, mă, nouă, ba, da? Dar bateriile Lista. nu sunt o problemă, mă. Dacă ajung așa pe stradă, reciclarea, de fapt, bateriile de la mașinile electrice nu că nu sunt o problemă. Sunt foarte căutate. Sunt vânate. Sunt vânate. Sunt vânate. Sunt vânate. Exact, pentru că sunt materiale... Deci ca să terminăm cu bateria asta, cu mitul bateriei, o baterie litiu-fier fosfat LFP, da? Are cel puțin 3.000 de cicluri de încărcare-descărcare completă, minim 3.000. Și hai să zicem că faci doar 300 de kilometri, e aproape de milion. Deci 300 de 3.000 de cicluri dacă o forjezi, ai un milion de kilometri până când să o degradare de 75%. Bateriile mai vechi, mai vechi. Hai nu să spunem mai vechi. Tehnologia de început cum sunt cum am și eu la la long range cum ai și tu la Y și cum o să ai și tu la Y, că o să deci ai eu și Eu tu, dacă văd că o baterie ține 500.000 de kilometri, cine la Tesla am văzut ai bateric, cel puțin peste 1000. peste 500.000 de kilometri fără nicio problemă. Da, da, da plus că ai și garanție de... cât e 180.000 de mii de kilometri. Dar depășește un... orice mașină cu motor termic care există. Eu am un, ca un experiment ca și durată de viață. Da? Am, am un experiment ori, exact. am un experiment la mine acasă și, și un sfat pentru posesorii de mașini electrice nu contează dacă încarci mașina AC sau DC. Indiferent ce eu cine, adică încarcă dacă încarci, o cum, cum vrei tu, rapid sau lent, Dar să nu depășești 80%. Să încerci zi, să te păstrezi da? în 80%, excepție LFP-ul care poți să te duci, care poți și să duci să la 100%. Eu am cu Kia Soul EV, mașină cu 30 de kWh baterie, 30, da, ca unitate de măsură, am împlinit 140.000 de km. Deci mașina aia nu este neapărat cea mai eficientă ca și consum. Deci echivalentul, echivalentul au 140.000 de kilometri cu mașina aia la un Model 3 sau un Model Y sau o mașină electrică. 300 și ceva. Cu 300 și ceva de mii de kilometri. Am făcut un test de degradare, am vrut să văd cam care e degradarea. Aș spune 10%, nu știu dacă e 10%, e mai puțin de 10%, dacă să nu supărăm pe mine. Este infim în comparație cu uzura S motorului termic. Care e uzura astăzi, un motor termic? Te-am întrebat mai devreme. Păi să răspund care e foarte simplu de calculat. Dacă avem o problemat. durată de viață, să spunem o durată de viață de 300 de mii, da? ceea ce e optimist. Și în general un om care cumpără o mașină nouă, știm cu toții de aici, din această încăpere, nu o ține 300 de mii. Da. 300 de mii o să facă al treilea, al patrulea, al cincilea posesor. Cine are bani să dea 80 de mii pe o mașină nouă sau 40 de mii, o ține 4 ani și și alta. Că asta e, aici da. am ajuns, mașinile acum sunt ca telefoanele. Dar durata de viață. Și dacă tu ai 300 de mii durată de viață, da, estimată, calculăm uzura, nu? În momentul în care ești la 150.000 și când majoritatea oamenilor ce consideră? Bă, o mașină la 150.000 e parfum, adică dacă ne uităm pe a făcut rodajul. Abia da, a făcut rodajul, da, adică ce, la 150.000, ca nu, asta mai merge 10 și mai merge mașina, dar mai bagi în bănuți și așa. Ești la 50%. E, În momentul ăla ești la 50%. Serios. Deci dacă tu la Tesla te-ai duce acum la mașină și te-ai uitat și ai dat să vezi câte e bate și ți-ai 50%, cred că nu mai dormi. Da. Nu mai dormi, Da, o să zici, mamă, ce fac? Să da. sunt pe ciprian, să schimbăm o baterie, cum facem? La Tesla. Da? E o realitate. Și mai e o problemă cu mașinile astea, că, ne, că vă povesteam de chestia asta. Eu cred că vom ajunge în situația în care uh, toată longevitatea asta a electrice se va dovedi un blestem pentru ăștia care sunt pasionați de mașini că nu mai poți să o vinzi că trebuie. O vinzi doar că te-ai plictisit. Păi asta ai constatat tu, spune. Da. Că asta ai constatat tu, asta da? Asta am pățit eu cu chia. Asta Pă, e deci constata. ai constatat, ți-ai dat seama eu, că mașina merge sunt, în continuare, îți în an cu Y-ul, și... sunt în al treilea an, am doi ani jumate cu ea. Fii atent. Și aș vrea să o schimb. La tine, la tine, la tine. Asta vrea să zic, nu are cu ce să o La tine e simplu pentru că, ok, măcar mergi cu Y-ul, da? Dar fii atent, eu am chia Soul încă o dată de 5 ani. Ok, am și Model 3 ăla pe care l-am mai schimbat, Model 3 l-am schimbat, am avut pe ăla dinainte performance și am trecut pe long range, dar Kia aia este mașina pe care eu am ținut-o cel mai mult. Niciodată n-am ținut o mașină 5 ani. Intr-un al 5-lea an și încerc să-mi găsesc eu motive. Dar să știi că merge foarte că bine. Mi-a lăsat da, nomie I-a lăsat, lăsat mașina un weekend să vad Merge foarte bine mașina, da. nu are nicio problemă, da? Autonomie, tot și ce ține trebuie, a, a a și tot un isti... Nissan Leaf aici, cât de păcătoase se crede că sunt alea, la 40 de kWh este o mașină foarte ok de oraș. Deci, 30 încă o dată, n-am nicio problemă cu mașina eu o folosesc în fiecare zi și găsesc mereu justificări să o vând ca să schimb mașina. Caut justificări, da? da? Dar nu am în realitate. Am port cea demo, da, cum era, cum ai și tu la Leaf, uh, type -ul. Unu. Deci dacă vii la mine acasă, găsești toate porturile posibile din istoria... Ai, cole ai colecție de încărcătoare. Exact. Eu doi. sunt cu ridicatul la fileu acum. Hai să mă mai ridic o problemă. Uh, începe lumea să întrebe acum despre cum punem panouri solare la bloc. Ne urcăm pe bloc și punem panurile pe bloc. Nu, dar legal. Există procedură, există, există normă, da, prin care poți să o pui cu asociația. Și fii atent, nici măcar nu trebuie chestia asta. Cei mai mulți oameni habar nu au că toate blocurile au branșament trifazat? unul la mână. Deci poți să pui o stație măcar de 11 kW, mai mult decât atât. Fiecare apartament are minimum de 6-7 kw ATR. dar și brașa metrifaza că nu au. Mai dau. Da, blocurile astea locurile, mai noi, noi, noi toate noi, blocurile uh, au bloc aparate. Blocul în totalitate, adică. Da. A te referi la intrarea în bloc, da. intrarea în bloc. A, deci da. blocul și asociația are acces la branșamentul ăla, da? Deci fiecare apartament are un minimum de 6-7 kW care de ce se dădea? Pentru că un bec consuma și 100 de vați. Da, da, și da, dacă și aveai 10 becuri aprinse și cu frigider, trebuia să-ți ajungă branșamentul la să nu siguranțele. Acum, cu led cu toate astea, un apartament, dacă ajunge la 500 de vați și mai crește un pic când pornește mașina de spălat vase sau altele, deci blocul ăla chiar și fără panouri, poate să instaleze 3-4 stații de 11 kW. Și legal se poate, pentru că oamenii da, întreabă Asociația deci poate sunt oameni să care își cumpăr și cumpără și oamenii, oamenii, oamenii da, vor da, să da, plătească. Da, adică da. el spune, domnule, eu vreau să plătesc, vreau da. să-mi trag, așa plătesc. Nu trebuie, trebuie. Tu, o, pare. ai, ai trifazic la bloc, îți tragi efectiv din branșamentul asociației, pui contor pasant, îți pui stațiile acolo și Trebuie să înțelegi cu vecinii, bă, care sunt locurile unde punem mașina încărcat. Crezi un program prin care oamenii de acolo să-și poată să, încărca? fiecare să-și încarce. Să se înțeleagă că se știu acolo că sunt. Și acum vine întrebarea aia grea, că trebuie să mai veni și cu întrebări grele. Mă, dar statul. Statul ce? Statul, suntem noi. Facem, Auzi, dacă, să stai după stat, îți spune panouri. Statul Îți dacă stai după stat? Nu. Îți luai mașină electrică? Nu. N-am stat niciodată după astea pompă de căldură no, sau statuare asta. niște obligații. Eu am stat, eu aveam mașină uh, de electrică, asta, dar asta cu trei luni, dacă nu mă împiedica statul, că mi-a pus piedic. Asta e un podcast greu tare de tot dacă intrăm pe energie, pentru că acolo se întâmplă foarte multe lucruri necurate și tu știi foarte bine. Adică că l-am discutat. Te um, și lui George, acum, în direct. Deci noi am trecut, nu știu dacă te-ai observat știrile, da? Anul trecut știrea era așa. Reduceți consumul de energie da. electrică. Îl știe toată lumea, da? Deci nu zic vreo prostie. Ceea ce mai mare prostie ar trebui să putem consuma mai multă energie electrică. Energie electrică înseamnă prosperitate. Exact. Deci am trecut să, să, spune așa. De la Bruxelles a venit o directivă pe care spunea reduceți consumul în orele de vârf, în orele de vârf cu 5%. Ăsta s-a tradus în România, reduceți consumul cu 5%. Punct. Fără orele de vârf. Deci mereu. Și am în toate ieșirile și la TV am tot spus România are cel mai mic consum pe cap de locuitor din Europa de energie electrică și la noi trebuie cel puțin să se dubleze. Exact. Trebuie să înlocuiești lemnele și trebuie să înlocuiești gazul. În ordinea asta. Lemnele sunt critice. Lemnele, să le gazul și după aia benzina și motorina. Și după aia benzina și motorina. Deci lemnele pentru încălzire sunt o crimă pentru oamenii care sunt obligați să se încălzească cu lemne pentru că și acum vecinilor. începe și vecinilor începe nebunia. Eu nu știu dacă, dincolo de sănătate, deci o dăm deoparte partea asta cu sănătatea. Acum a început nebunia la țară, șase luni pe an, lumea este preocupată cum faci rost de lemne de foc. Este o și întreagă da, nebunie, -ați văzut o cât întreagă... Costă industrie lemne de foc acum, și costă și costă extraordinar de mult. Se va fura din păduri, mândru. Ei, aici statul trebuia să intervină și să gestioneze. Bugetele pentru dezvoltarea rețelei, infrastructurii de curent electric. Adică da. tu produci curent electric, tu produci, eu produc și curentul ăsta electric ieftin de la prosumator trebuia să ajungă la consumatori. Da. Ei, pentru că distribuitorii <coughs> nu au făcut investiții în rețeaua de energie electrică, suntem în postura în care energia e ieftină de la tine din Corban, că nu poate să ajungă acolo unde e nevoie. Și atunci apar articole în presă, după cum ați văzut, prosumatorii sunt băieții răi care monestizează excesiv, dezechilibrează rețeaua, foarte multe fake news-uri, da? le-ați văzut, da. asta au apărut. Și atunci eu spun, comunitatea energetică. Comunitatea, energetică. Energetic și asta, comunitatea da? energetică va fi soluția, dar înainte de asta, statul totuși trebuie să facă niște acțiuni. Adică Ministerul Energiei și Ministerul de Finanțe vreți să vedem, adică pragmatic, cum rezolvăm problema? Investigație în cheltuielile distribuitorilor de energie din România din ultimii 5 ani. Adică au primit 100 de milioane de euro, voi ați primit, dragi distribuitori, ca să dezvoltați rețeaua de distribuție. Ce ați făcut cu ei? Hai să vedem. Ce ați făcut cu ei? Și vrei să-ți dau niște piloni de verificare? În cazul în care nu știe lumea ce să verifice. Vreți să verificăm ceva? Costuri cu leasing operaționale, costuri cu chirii, da, companiile astea nu au leasinguri operaționale din România, au din alte țări. Uh, costurile cu chirii o să vedeți că închiriază de la anumite companii. Adică vine o companie, cumpără sediu în care își desfășoară activitatea și după aia închiriază de la firma respectivă. Costuri cu contractele de consultanță. Deci cam multe contracte de consultanță pentru o firmă care ar trebui să știe ce are de făcut, că de asta au luat administrarea rețelei, nu? Și traininguri, Și traininguri uri deci la fel. Practic, de valizare traininguri și ultimul lucru, externalizarea către alte companii care să deci fac se, sifonează și se, se sifonează, sifonează banii. Se, sifonează câte da. 10% prin fiecare. Deci, fii atent, la un moment dat zicea, dacă nu mă știu, cred că merg, s-ar să greșesc. 10% cost de lobby, parcă îl înțeleg. Problema este când devine 80%. Și ce se întâmplă? Că dacă de la mine pleacă 100 de milioane de euro și trecem așa prin patru mâini și eu îți dau ție din 100, îți dau 90 de milioane, păstrezi eu 10, tu mai departe îi dai 80 de milioane, păstrezi și tu 10, așa dacă te uiți la profiturile fiecărui, fiecărei, firme din grup, nu sunt foarte mari. 5%, 10%. Dar dacă ai Știi că s-ar putea să te o mașină neagră când pleci de ori. aici, nu? <laughs> sunt obișnuit. De asta am făcut cursuri pe de același model pe care s-a făcut Rabla pentru Dacia, la fel se sub, pe, sub ochii noștri, companiile de distribuție da. și Acum. transport de energie. Da, da? acolo e problema. Nu se preocupă ca acest curent ieftin pe care noi îl facem pe banii noștri, dintr-o sursă regenerabilă fără fum, să ajungă la oamenii care au nevoie de energie aia. Pentru că nu suntem împotriva oamenilor care au nevoie să încălzească. Că e... O să vedem la comentarii acum. O, oh, dar ce vrei să facem? Dacă nu avem cu ce, să ne încălzim și noi. Și aia dar e încălzi cu curent normal, dacă e curentul normal, ieftin. Normal, și... dar nu. Uite, îți dau un exemplu. Dacă ar fi uh, o oră 50 de bani ca să te încălzești cu, te el, încălzești cu el, pe da. cineva la țară cu 1000 de kWh poți să încălzești o casă pe lună fără niciun fel de problemă, da? Asta înseamnă 500 de lei. Cu 500 de lei, eu nu cred o că o să... o ție o târnă de lemne. Exact. Ce faci cu 500 de lei? Păi da, dar, oameni, știu. adică putem să punem sume am în spatele 1900 afirmațiilor. de lei un metru dute. Ster de lemn, da, 1900, 1950 păi da, putem să punem, putem să punem în spatele afirmațiilor noastre, da, asta e putem adevărat să că punem ministerul, ministerul, ministerul Mediului o să dea ajutoare pentru lemne. Am auzit bine. Dar dă și acum, s-a dat, s-au dat Ajutoare pentru încălzire pe lemne. Să știi se... ce am descoperit eu? Asta spune Ciprian, că i-am trimis. În loc să dea ajutoare pentru încălzire pe electric. Am descoperit că ei nu știu ce au făcut cu banii ăia, care ajutoarele alea de... pentru energie, nu știu ce au făcut, că le-au pierdut pe drum. Acum se întreabă, bă, am dat niște ajutoare, dar unde sunt? Nu știu ce s-a întâmplat. Au circulă niște articole pe presă, nu știu dacă le-ai văzut. Îți trimit dacă vrei. Nu e o problemă să-i ajuți, pe... să ajuți pe oameni să cumpere lemne acum. Că nu au cum schimba, adică au nevoie de lemn în da. iarna asta, da, și trebuie să cumpere, și atunci îi ajuți că. Ne tot timpul suntem situații... în urgență, trebuie să rezolvăm exact. acum. Măi, dar noi vorbim de asta de ani de zile. Exact, exact. Și uh, gândește că sunt zone, în continuare, în România, unde uh, dezvoltăm rețeaua de gaze. Da. da. Deci avem localități care sunt la nu știu ce distanță, ai 200 de oameni care stau într-un sat și spui trebuie să le punem gaze. Nu, nu trebuie să de le ce? punem gaze. Deci le curent, exact, trebuie să le pui curent. Trebuie să le pui curent direct. Că deja lau. Trebuie să întărești rețeaua cu energie electrică și ăla să folosească 100% Hai, energie electrică. Hai, pune cabluri mai groate. Și ați văzut probabil că s-a descoperit gaz foarte mult în, în Marea Neagră, da, Neptun Deep. Și uh, că acele rezerve de gaz sunt suficiente pentru 10 ani, 10 ani de consum național, da? 10 ani acoperă tot consumul României, rezervele alea de gaz. 10 ani de sărăcie. Că noi trăim în sărăcie energetică, da? Adică gazul ăla este mult, dar nu este suficient de mult încât să scoată România, să o ducă într-o altă paradigmă de dezvoltare. Deci gazul ăla îl folosești ca să echilibrezi rețeaua de, de, producție de energie electrică, da? Folosești gazul pentru așa ceva, Hai că pentru -o industrie încă până și așa lumea mai departe. care treaba cu piața de echilibrare, cu gazul, ne întindem prea mult. Da, corect. De asta am zis, e un alt podcast. Deci ne oprim aici. Da, da ideea este mai că facem, dacă vrem, trebuie să facem pe... Păi ne-am întins un pic. Că, da? și, și am vrea, dar avea... să știi că noi putem să vorbim cinci ore, avea, avea deci să să eu să cu că avea Ciprian ne -am vorbesc până mâine. Deci și eu, tu... eu, eu voiam să vorbesc despre mașini, despre din asta dar nu prea am apucat. Păi mai venim, nu e problemă. Dar mai ne repetăm. mai vedem? Dacă noi suportă gazda. Da. gazda și... deci, deci tu mai faci video, mai faci YouTube? Da. Da? Da, merge Tot prost. Tot acolo? Merge prost. Știi și tu, adică știi că am mai vorbit noi. Trebuia ce? să fiu un milionar de mult, dar nu s-a întâmplat. Nu atât. sunt milionar, dar merge bine. <laughs> da. Da, da. Și ce, ce mai conduci zilele astea? Ce mai testezi? Băi, nu am mai testat nimic, am foarte multe lucrări. Eu am, mă rog, am o firmă din care trăiesc, că nu trăiesc din YouTube, îți dai seama. Și am foarte multe lucrări și am lăsat un pic, adică m-am prioritizat mai ales acum Iată. că vreau să dau banii pentru Tesla și am zis hai să ne ducem unde-s banii și o să vedem. Peste vreo două, trei săptămâni o să mă gândesc. Da bine. Da bine atunci. Ciprian, mulțumesc. Robert, mulțumesc. Noi îți mulțumim, mulțumim. că ne-ai invitat și ne-am bucurat să ne regăsim jos. Am zis, no. Nu există unde <laughs> să unde sunt oricum, nu și Ciprian, nu. Bine, uh, trolând data viitoare importatorii, și distribuitorii care nu au mașini de teste? nu ai curaj să mă inviți pe mine la așa ceva. Ba da. <laughs> nu, eu îți spun, îți garantez, nu ai curaj. Ai ajuns tu pe lista neagră? eu am fost, eu m-am născut pe lista <laughs> neagră. Înțelegi? Da, am, am spun, avut deci un eu un rent eu acum, am nu, până mâine să Este horror ce se întâmplă, dacă vreți să știți, pe scurt așa. și cu agențiile, dacă vrei să mă întrebi. care agențiile? eu. Agențiile de media și asta. Ah, de media, eu, tu liniștit. Da. nu, nu, ca o să zică lumea că vrem noi să mai câștigăm niște bani din testa. Nu, nu câștig niciun bani de nicăieri. Eu De, de cinci ani fac muncă voluntar. Eu dacă n-am... Dar a plătit Tesla încă? Ba da, nu, în, atenție, atenție. astea, a luat de la mine. A luat de la mine, că am comandat cu Și a cumpărat mașină cu linkul meu de referral și am zeci de mii de puncte pe care pot să le folosesc să cumpăr kilometri. Deci, de curent. De curent, da. Dar, dar și, am și, curent și pe tine a cumpărat Tesla, nu? Ți-a dat mașina. Gratis. Știu eu cum face Tesla ca să vă câștige. Specia, Las că știm noi. Special pentru mine. Da. Vrei să spun o anecdotă da. la Lizzie? Dar fii atent, eu n-am o problemă tu să mă că, plătească. Știi deci, că deci Elon i măcar familiei nu le-a dat mașini gratis. Vreau, vreau să se înțeleagă un lucru. Deci pe YouTube accept să, nu că accept, vreau să fiu plătit, da? Deci către toți importatorii, dealerii și așa mai departe. Plătiți timpul, timpul pe care eu îl aloc ca să prezint o mașină sau o tehnologie sau ceva, nu părerea. Asta, Rar, bine, asta, asta e singura problemă. Asta le spune și noi de ani de zile, numai că e greu. Se împacă greu cu asta. E țara mică. Și dacă nu-ți convine, vine altul care o face Vrei mai bine. să-ți rezum eu câteva și cuvinte? Și de asta eu n-am nicio colaborare. Știi ce se întâmplă de fapt? Oamenii știu că dacă vor da bani odată, au creat precedentul. Întotdeauna vor trebui să dea bani. Dar nu e vorba de bani. Auzi, eu, eu nimic n-am o discuție despre bani aici. Am o discuție pe faptul că nu sunt mașini de teste la importatori. Timpul... Ba sunt mașini de teste la importatori. Dar nu, sunt, nu, avem, nu avem noi acces la ele. Este important să vedem cine merge cu ele și unde sunt în timpul în care noi. Pentru am... că, pe de-o parte, ei comunică despre faptul că gata, electrificăm flota, dar mașinile alea, ca să le poți conduce, să-ți dai cu despre ele, măcar noi care mai avem niște zeci de mii de kilometri, sute de mii pe alte mașini, dar și pe astea electrice să ne dăm cu părerea, tocmai noi nu prea avem acces la ele. De, de ce? De, de, de ce le-o fi teamă? Sau care e problema? Mulți oh. nu, au, nu au mașini pur și simplu de vânzare. Nu, și mai este un trend... Am văzut mașinile că... pe stradă, mașinile se vând, deci trebuie să existe măcar una pe care să poți să o arăți. George, da? cred că ai observat trendul. Eu l-am observat mai de mult Ca și în alte domenii, că ne uităm și la Digi și la alte lucruri, la ce se întâmplă, oamenii caută în general parteneri obedienți. Adică parteneri obedienți înseamnă că dacă îți dăm o da. mașină, nu trebuie să deranjezi, trebuie să fie lucrurile într-o anumită sferă, că dacă ești da. din sfera aia... Da. Și eu nu sunt așa. Eu deci trebuie nu, să spun că am nu, stai că e nivelul următor. Unu, nu-ți dau mașina de test să o conduci, să o filmezi pe timpul și pe banii tăi, că noi așa, noi așa facem, da. dar faptul că îți împrumută mașina pentru test este deja un favor. E o favoare, da, știu, știu, am așa. A, a, Nu, asta deja depășește limita bunului simț. Eu folosesc mașini, foarte multe mașini de la abonați și, să fii atent, Există, Eu cred că ar trebui, dar asta, asta e o, o mișcare comună pe care trebui, dacă vrem să avem presa auto. Deci dacă vrem să avem presa auto, trebuie să fim ceva mai uniți. Adică, dacă o să te uiți la fiecare importator în parte, fiecare marcă în parte, o să vezi că sunt niște jurnaliști preferați. Adică, da, 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 când da, se lansează o mașină, apare jurnalistul ăla, prezintă întotdeauna marca aia, ăla întotdeauna marca aia, pentru că au niște contracte de publicitate și cu siguranță va fi o prezentare optimistă, ca să nu zic plăcută, plăcută. <laughs> într-o destinație exotică într-o destinație exotică sau nu contează cum n și noi am fost invitați, ne-am întâlnit și la Dacia, la unde am fost, în Austria la fel când s-a lansat nou Spring Voi și așa mai... fost chemat de Dacia undeva? Am, am fost chemat de, chema de Dacia da, da și, eu, și, eu, mai și eu, sunt. el ca el eu ca avea cu Dacia, Dacia. Dacia. dar să știi că n-am luat bani niciodată de la Dacia, eu am spus asta o spun și la tine, dar nu dar fie atent, nici nu adică și când spun, vreau să spun chestia asta nu că am venit cineva și mi-a dat o gentuță sau 100 de euro, nu domnule, eu vorbesc de bani oficial, adică la capăt, nu, eu am și spus la, la plimbarea cu dace sau cu oricine altcineva, eu am o agenție de publicitate, eu de acolo fac bani, care nu are absolut nicio legătură cu canalul de YouTube, da? Adică pentru mine când plec într-o deplasare sunt alte costuri. Eu da, consum mult timp. Da, 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 da? Normal. Bun, lăsăm povestea asta deoparte. Există, cred că ar trebui să înțeleagă, să fie foarte atenți importatori, există trei tipuri de review-uri pe care poți să le faci. Mm. Vreau să vi le spun? Este review-ul ăla independent, da? independent, Uh, hai să spunem, uh, echidistant, în care prezint și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune. E adevărat, subiectiv, așa cum ești, dar nu înclini în nicio parte. Dar mai am încă două variante de, yeah. de, promovare. Una în care găsesc un client mulțumit de mașina respectivă și le iau cu mine să plimbe cu mine mașina și eu pot să critic mașina aia cât vreau eu, pentru că l-am clientul mulțumit. Și clientul mulțumit, ce să spună? El o să fie mulțumit oricum. Eu sunt mulțumit, dar oamenii care se uită la video o să spună, bă, o a dat banii pe mașina aia, nu? A da bani, știi, mai bine decât Ciprian care să plimbă. Știm stimbă... cu toții, clienții okay. Clienții ce o să-și contrazică cu propriile opțiuni. Dar există și clienți nemulțumiți. Fiecare brand are niște clienți nemulțumiți și cu siguranță ai primit și tu mesaje și tu ai primit mesaje și am. Asta e o discuție foarte frumoasă, făcut okay. separat de clienții o... nemulțumiți și despre cum sunt ei tratați Așa, de obicei incorrect. Fii atent, de... vreți să spun Așadar, ce... veni la comentarii. Eu n-am eu am, eu -am, -am făcut video cu clienți de mulțumiți deocamdată. Am meditat, am făcut foarte rar. Uh, dar, dacă aveți experiențe pozitive sau negative, uh, scrieți-ne pe contactarombuchnici.ro și vreau să iau câteva studii de caz pe care să le discutăm data viitoare. Da, da. Cu mare ne mai vedem, ne mai povestim. Ne-am lungit. Am -am, cred că am sărit de două ore, nu? Ca băieții. Ata s-a putut. Da, s-a putut. Poți să-i spui așa, cu frumos, masterclass. A, bine, domn' profesor. Bine, dacă ați aflat ceva care v-a fost de folos astăzi, dați un like, dați un share să vadă și un prieten și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și le mulțumim mai ales membrilor noștri care ei sunt adevărații noștri patroni. Și noi le mulțumim și sperăm să ne suporte și în viitor dacă... Le găsiți canalele vine. celor doi mai jos în descriere pentru că, ce să vezi, și, și, și ei sunt... Mai, mai nu cum se spune acum, devin pe orativ influenceri, dar sunt uh, creatori pe YouTube, mai degrabă, YouTuberi. Și cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, însă, să vă fie numai bine!